65 din 10 aprilie 2019, ați fost convocați pentru astăzi în ședință extraordinară ora 10. Însă, din consultarea condiției de prezență, rezultă că din cei 17 consilieri închiși, sunt prezent un număr de 16 consilieri, lipsind domnul consilier Marini Bua. Având în vedere motivat. Având în vedere că mandatul domnului Bovor a expirat ca președinte de ședințe, domnul consilier, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoare de 3 luni. Domnul Cozi. Propuneți? Da. Păi dacă mai e și altcineva, că de... se propune, da. Faceți cineva propune, dacă da. Mai este și altcineva? Da. Deci propun pentru următoarele 3 luni, ca președinte de ședință, pe domnul consilier de acolo, Mihai. Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu mai sunt alte propuneri, vă rog să puneți spre acordare. Supun spre acordare. Și aici te consider pentru, da? Domnule președinte, vă rog să spuneți procesul verbal la ședința anterioară, precum și materiale de ședință care au fost înmânate în adresele mele. Da, dacă s-a primit procesul verbal de la ședința din 26 martie... Dacă sunt obiecții? Da. Discuții? Atunci supun la vot procesul verbal de la ședința din 26 martie 2019. Voturi pentru? Abține? Împotrivă? 16 voturi pentru. Invităm pe domnul primar pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței de astăzi. Da, bună ziua și bine ați venit la ședința din data de 13 aprilie 2019, începând cu orele 10, ședință extraordinară. Avem pe ordinea de zi 31 de puncte, după cum știți, și vă spun spre analize și aprobare încă 2 puncte pe ordinea de zi, deci se vor face 33 de puncte pe ordinea de zi. Domnul președinte, dacă vreți să puneți spre aprobare și le voi pune implementarea ordinei de zi cu încă 2 puncte la auxiliar. Voturi pentru? Abține? Împotrivă? 16 voturi pentru suplimentarea ordinii de zi cu încă 2 puncte. Trec la punctul numărul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2018. Doamna contabilă, dacă vreți să dați bine să vă aduc la conștiință conturile de închidere a exercițiului bugetar, după cum urmează. La secțiunea de funcționare, planul la veniturile bugetului local a fost de 11.311.100 lei, realizări 10.616.676 lei. La secțiunea de dezvoltare, 7.773.329 lei, realizări 5.271.506 lei. La cheltuieli, la secțiunea de funcționare, 11.311.100, realizat 10.514.886. La secțiunea de dezvoltare, 10.181.977 lei, realizat 5.303.128 lei. Închizându-se la sfârșitul anului, cele două secțiuni, rezultând un excedent de 3.064.817 lei. La bugetul de venituri proprii și subvenții, am avut un plan la venituri de 328.000 lei, realizat 223.792 lei. La cheltuieli, 328.000 lei, realizat 270.724 lei, un excedent de 110.735 lei. Așa ne-am închis la sfârșitul anului 2018 cu excedentele care vi le-am adus la cunoștință. Deci propun spre aprobare închiderea exercițiului bugetar. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Comisia Buget. Data disfavorabilă cu 7 voturi pentru. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Voturi pentru. Abțineri. Împotrivă.
16 voturi pentru. La punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019. Doamna Tăndăr. Potrivit legii bugetului de stat numărul 50 din 2019 și a legii finanțelor publice 273/2006 modificată și republicată, a comunicărilor transmise de Consiliul Județean Bacău și ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău, vă fac cunoscute veniturile și cheltuielile propuse de aparatul de specialitate și de ordonatorul de credit în prezentul proiect. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, 970.000 lei. Sume repartizate de Consiliul Județean pentru impozitul pe venit, 1.719.000 lei. Sume defalcate din TVA, 8.301.000 lei, din care sume defalcate din TVA pentru finanțare cheltuieli descentralizate la nivelul comunei, bunuri și servicii învățământ, stimulente educaționale, drepturi copii cu cerințe speciale, ajutor încălzire, acordare, supliment alimentar, 1.423.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale, 186.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, 6.692.000 lei. Venituri proprii stabilite prin limită maximă de Ministerul de Finanțe, veniturile proprii încasate din impozitele și taxele locale ale contribuabililor din cadrul localității noastre, 2.493.000 lei. Sume din excedent pentru utilizarea cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare, sumele care sunt cele primite pentru proiectele FADR, 3.064.000 lei. Subvenții de la bugetul de stat pentru categorii de cheltuieli subvenționate din bugetul de stat, 200.000 lei. Sume AFIR prin contractele de finanțare care se derulează în cursul acestui an, 5.662.000 lei. Sume finanțate prin contractele încheiate cu Ministerul Dezvoltării, 10.335.000 lei. Totalul cheltuielilor pe bugetul local sunt de 32.744.000 lei. Trecem la capitolele de cheltuieli. El este un buget echilibrat, totalul la cheltuieli este tot de 32.744.000 lei. Și prezentăm pe capitolele bugetare. Autorități publice. Cheltuieli de personal privind salariile și contribuțiile angajatorului, stabilite pentru un număr de 48 de posturi, 3.300.000 lei. Cheltuieli cu bunuri și servicii privind furnituri de birou, materiale de curățenie, energie electrică, lemn, foc, carburanți pentru automobilele din dotare, piese auto, telefonie, internet, fax, deplasări, pregătiri profesionale, uniforme și echipamente, obiecte de inventar, executări silite, dotări și alte cheltuieli privind materiale și prestări de servicii pentru desfășurarea activității, 600.000 lei. Sume aferente persoanelor cu handicap încadrate raportate la numărul de salariați și la fondul de salarii utilizat, în procent de 4%, 80.000 lei. Cheltuieli de capital asupra acestui capitol, dotări auto și birotică, 200.000 lei, achiziție de teren, 50.000 lei. Deci toate cheltuielile de capital vor fi reluate în anexa de la proiectul de buget cu investițiile. Trecem la capitolul evidență persoane. Cheltuieli de personal privind salariile și contribuțiile angajatorului pentru un număr de 3 salariați, 170.000 lei. Transferul pentru alte instituții de asistență socială, contribuție primărie pentru un număr de 3 copii și 2 adulți plasați în centre de protecție specială, 120.000 lei. Apărare, ordine publică și siguranță națională, aici Poliția Locală și Serviciul SBSU, cheltuieli de personal privind salariile și contribuțiile angajatorului, 420.000 lei. Cheltuieli cu bunuri și servicii privind materiale de curățenie, furnituri de birou, energie electrică, telefonie, internet, carburant pentru mașina din dotare, uniforme și echipament, pregătire profesională, 40.000 lei.
Cheltuieli cu bunuri și servicii privind materiale, energie electrică, telefonie, fax, internet, carburant, uniforme și echipament pentru protecție civilă, 40.000 lei. Deci cele dinainte au fost pentru poliția locală, astea la altii pentru serviciul SBSU. Trecem la capitolul învățământ. Finanțare cheltuieli cu bunuri și servicii privind furnituri de birou, material de curățenie, energie electrică, lemn foc, carburanți pentru microbuzele din dotare, pensii auto, telefonie, internet, deplasări, pregătire profesională, echipamente, materiale sanitare și dezinfectanți, obiecte de inventar și transport cadre, 708.000 lei. Dotări învățământ cu calculatoare, bănci, catedre, 95.000 lei. Acordare supliment alimentar din unitățile pilot potrivit ordonanței de urgență 72/2016, 779.000 lei. Drepturi copii integrați în învățământul de masă, 13.000 lei. Stimulente educaționale acordate copiilor din familii defavorizate, 65.000 lei. Astea sunt tichetele de grădiniță. Cheltuieli de capital care le vom regăsi în lista de investiții, 2.400.000 lei. La cultură, cheltuieli privind acțiuni culturale desfășurate în decursul anului curent, premii veteran de război, văduve de veteran de război, premii 50 de ani de căsătorie, întreținere casă de cultură, parc de agrement, culte religioase, zugrăveli, casa de cultură și amenajare parcare, cămin cu cuiesc, grup sanitar și fosă septică, 1.100.000 lei. Cheltuieli de capital la acest capitol, 1.715.000 lei. Asigurări și asistență socială. Finanțarea drepturilor asistenților personali, ai persoanelor cu handicap grav, a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, ajutoare de încălzire trimestrul 1 și trimestrul 4 pentru cele două categorii de beneficiari. Menționez că aici avem bugetat și finanțat un număr de 18 asistenți personali și 62 de indemnizații, o medie lunară, și însumează totul 1.748.000 lei. Servicii și dezvoltare publică, cheltuieli cu bunuri și servicii pentru iluminat public, refacerea aducțiunii cu apă, cheltuieli cu bunuri și servicii pentru gospodărie comunală, carburant pentru utilajele aflate în dotare pe gospodărie comunală, alte cheltuieli privind materiale și prestări de servicii pentru desfășurarea activităților de gospodărie comunală, 1.450.000 lei. Cheltuieli de capital, 90.000 lei. La protecția mediului, cheltuieli pentru transportul gunoiului menajer din cadrul comunei, 800.000 lei. Transporturi, cheltuieli cu prestări servicii, întreținere drumuri comunale, transport balasor, cheltuieli de întreținere și funcționare, buldo, basculă, avize, investiții, 1.060.000 lei. Investiții, respectiv cheltuielile de capital la acest capitol, sunt 15.551.000 lei. La activitățile extrabugetare, având un buget din venituri proprii, ceea ce este propus la capitolul venituri se regăsesc și la cheltuieli. Deci la căminele culturale, 40.000 lei, sală de sport și grădiniță cu program prelungit, 140.000 lei, piața zonală Dofteana, 100.000 lei, coșuri comunale, 40.000 lei. Toate acestea se regăsesc și la capitolul de cheltuieli. Aceasta este forma proiectului de buget propus, reanalizat dumneavoastră. Trec la anexa cu investițiile și dau citire. Da, da, da. Și după aia vă revenim. Deci vom relua toate cheltuielile de capital prezentate în proiectul de buget și începem cu lucrările în continuare, cele care au fost prezentate și neterminate în anii precedenți. Refacere poduri peste râul Oușoru din satul Cucuieț, comuna Dofteana. Pentru anul 2018, 1.200.000 de lei, proiect finanțat prin PNDR. Modernizarea drum Hăgheac, comuna Dofteana, proiect finanțat tot prin PNDR, 1.000.000 de lei.
reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Bogata, proiect cu finanțare FEADR, 1.515.000 lei din proiect din anul 2019, iar 643.000 de lei vin alocați din excedent, ei regăsindu-se din avansul alocat prin fondul de garantare. După cum vă amintiți, în prima lună, în februarie a acestui an, am solicitat o hotărâre de utilizare din excedent. Modernizare drumuri de interes local în satele Căgheac, Ștefan Vodă și Dofteana, proiect FEADR, 3.542.000 de lei finanțare an curent, iar 2.158.000 finanțare din excedent, avans primit în anii precedenți. Construire grădiniță cu 3 săli de grădiniță, proiect PNDL, 2.720.000 lei. Astea sunt lucrările în continuare care sunt începute din anii precedenți. Trecem la lucrările noi. Modernizare drum Valea Codrului, sat Cucuiesc, comuna Dofteana, proiect FEADR prin măsura 192, pentru care am primit avans în anul 2018, deci 263.000 de lei din excedent, iar 417.000 finanțare an curent. Construire pod Săratul, sat Cucuiesc, comuna Dofteana, 542.000 lei finanțare buget local. Modernizare drum comunal, DN12A, canton Silvic Larga și pod peste părâul Larga din comuna Dofteana, proiect PNDL, finanțare an curent, 6.179.000 lei. Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Dofteana, valoarea inițială a proiectului este de 5.300.000 de lei anul acesta, doar 250.000 de lei. Proiectul ăsta mi este foarte drag. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare școala Dofteana, comuna Dofteana. Deci finanțare totală de 5.240.000 lei, finanțare an curent 300.000 lei. Alte cheltuieli de investiții, achiziționare teren, pichet pompier și extindere piața zonală Dofteana, 50.000 lei și dotări și birotică 250.000 lei. Astea sunt proiectele propuse spre aprobarea dumneavoastră. Dacă sunt discuții vis-a-vis de bugetul local pentru anul 2019 al Comunei Dofteana. Nu sunt discuții, avizul comisiei. Aveți favorabil. Da, eu vreau pentru. Da, poftiți. Nu aș vrea să iau pe fiecare capitol în parte, întrucât vom ajunge la următoarele subcapitole și o să dau explicații la lucrări. Unii vor ajunge aceste sume de bani. Doamna contabilă, vă aș ruga respectos să mă urmăriți la ce vă citi eu. Am observat o parte dintre dumneavoastră, urmăriți, o parte le știți destul de bine. Bugetul pe anul 2019 este un buget care în istoria localității Dofteana nu a fost niciodată. Și pot să vă informez. E vorba despre 331 de miliarde 750. Fără salariile la învățământ, cu salariile la învățământ și diferența salarială care a fost obținută prin hotărâri judecătorești, este un buget de 400 de miliarde în localitatea noastră, care vor intra anul acesta. Bugetul pe care vi l-a explicat doamna contabilă este acel buget care se bazează pe bugetul din anul 2018 la venituri și cheltuieli, faptul că avem sume mult mai mari, avem atrase din fonduri de la Uniunea Europeană aproape 60 de miliarde. Drumul care face obiectul măsurii 7-2, Hăgheac, Ștefan Vodă, Dofteana,
Căminul cultural bogat la 608.000 de euro, iar prin Ministerul Dezvoltării avem 110 miliarde, sau cât avem? 103 miliarde. Aceste sume de bani vine de la Ministerul Dezvoltării și de la Uniunea Europeană. Și drumul prin Gal. Drumul prin Gal, care el se află la ora actuală la licitație. Deci, care este pus a doua oară. Prima dată s-a prezentat un singur ofertant, nu a avut documentația completă, a fost respins de către comisie. Acum, până pe data de 24 aprilie, va depune ofertele și vom... Deci, practic, am reînceput procedura de licitație publică prin Gal la drumul care face legătura dintre Camara Gheorghe din satul Cuiești și Bujor Constantin pe o lungime de 715 metri. Tot în satul Cucuieți, este podul peste nici râu, nici pârâu, nu-i spune acolo, îi spunem noi, pentru că altfel românii nu l-au categorisit în felul acesta, dar spunem noi peste pârâul Săratul, care are o valoare de 5,7 miliarde, dacă sunt bine, care este asigurată finanțarea de la bugetul local. Deci, repet încă o dată, de la Uniunea Europeană avem 5,662 miliarde, deci 56 de miliarde, iar de la Ministerul Dezvoltării peste 100 de miliarde. Deci sume de bani care ele sunt contractate și vor veni 100% în localitatea noastră. Am spus ceva și despre bugetul local. Dar vă rog, doamna contabilă, să explicați un pic despre bugetul de asigurări sociale, pentru că s-au tot discutat cei care au avut îndrăzneala și au aprobat acest buget, s-au discutat că asigurările sociale vor trece la unitățile administrative teritoriale. Față de anul 2018, ce sume de bani am primit și pentru ce am primit la asigurările sociale? Deci la asigurările sociale, deci Consiliul Județean ne-a alocat 85 de miliarde, 970 de milioane, din acești bani, deci din bugetul asigurărilor sociale, așa cum se zice, deci trebuie, suntem obligați să asigurăm din echilibrare indemnizațiile pentru persoanele cu handicap și salariile asistenților personali. Până anul ăsta eram obligați să asigurăm 10%. Deci doar numai o parte, dădeam 10%, 10% din total aceste indemnizații și în ora actuală ne avea sumele de bani către bugetul local, din motivele acestea a crescut și bugetul, nostru și indemnizațiilor persoanelor cu grad de handicap 1 și 2 le vor primi integral 100% de la noi. Deci asistenții personali și indemnizațiile care le primeau și până acum. Da, ceilalți cu gradele celelalte de invaliditate vor primi în continuare de la Direcția Generală de Asistență Socială. Deci nu era ceea ce se discuta la început. Da. Pe parcursul derulării ședinței de astăzi o să vă dau explicații la fiecare lucrare în parte, acolo unde vor ajunge aceste sume de bani și cât vor ajunge, dar estimativ. La o parte dintre ele avem devize de lucrări tot estimativ, iar o parte dintre ele care nu sunt cu devize urmează a fi, dar noi am estimat la ora actuală. Dar dumneavoastră, dacă aveți discuții cu privire la bugetul de anul 2019. Dacă sunt discuții referitoare la bugetul pe anul 2019. Discuții, întrebări? Avizul Comisiei Buget este favorabil. Domnul... Da, poftiți. Cred că doamna contabilă a omis cumva achiziționarea a două autoturisme? Am spus dotări auto și achiziție de teren și birotică. Asta am înțeles, dar la plan, la investițiile citite pe listă, ulterior, după aceea, n-am spus. Da. Ați trecut de aici planul urbanistic, mai era, nu? Cu din 90 de da. O să ajungem la punctul respectiv da, și discutăm atunci. O să discutăm atunci. Alte discuții? Nu. Întrebări? Atunci supunem la vot. Votul pentru... Abțineri, împotrivă, 16 voturi pentru. Următorul punct pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de închiriere a pajeștilor, pășunilor, în urma atribuirii directe din 22 martie 2019, precum și a licitației din data de 27 martie 2019.
Dacă permiteți, Președinte, se propune aprobarea închirierii contractelor de închiriere a pajiștilor, pășunilor, în urma atribuirii directe, în baza procesului verbal numărul 4288 din 22 martie 2019 a Comisiei de analiză numită prin hotărârea Consiliului Local numărul 252 din 22 februarie 2019, după cum urmează. Deci știți destul de bine, face referire la hotărârea Consiliului Local numărul 22 din 28 februarie 2019, moment în care noi aveam un amenajament pastoral făcut de către Direcția Silvică, inclusiv, nu, Direcția Agricolă a Județului Bacău, inclusiv specialiștii noștri de aici din primărie, în care s-a făcut cantitatea de masă verde, nu s-a estimat, s-a cântărit, s-a pus pe cântar, pe o suprafață de 100 de metri pătrați și s-a împărțit pe fiecare trup de pășuri. În conformitate cu amenajamentul pastoral, o parte dintre ele au fost la licitație, o parte au fost date prin atribuire directă în funcție de persoane care s-au înscris la licitație sau care nu s-au înscris, s-au înscris doar mai una singură și nu au făcut obiectul licitației, nu s-au făcut licitație. Și ați dat citire. Avem obligativitatea să le punem spre analiză și aprobare, să știți și dumneavoastră, și aș începe așa. Ferăstrăoarul Regina pe Păisoaia, admisă prin atribuire directă. S-a înscris singură la trupul de pe Păisoaia, care face obiectul pășunii numai cu oi. Acolo unde a fost și până acum. Apostol Vasile, largă, spre Păgubeni, în punctul numit Grâie Hemeiuș. Am să dau explicații la fiecare. Merchez Gheorghiță, pe barcuri, tot pe larga. Asociația Nemira, pe Lunca, deci în Lunca Cruciului, admis prin atribuire directă. Asociația Nemira, tot pe atribuire directă, pe Podei, aici mai sus. Și Asociația Nemira, aici, la Bogata, tot atribuire directă. Toate acestea stau de pot un singur ofertant. Nu am venit mai mult. Dacă veneau doi, îi punem la licitație. Nu e un singur ofertant. Au ofertat exact de la prețul care era aprobat în hotărârea Consiliului Local și am făcut atribuire directă. Următorul punct. Se propune respingerea cererilor în baza procesului verbal numărul 4288 din 22 martie 2019 a Comisiei de Analiză numită prin hotărârea Consiliului Local numărul 22 din 28 februarie 2019, întrucât nu au asigurat încărcătura minimă de 0,30 UVM, după cum urmează. Albu Mihaela, pe Păisoaia. Deci are număr mic de animale și nu s-a putut încadra. Toderică Niculiță, Păisoaia. Și Găburici, Ileana, tot pe Păisoaia. Mai departe, se propune aprobarea încheierii contractelor de închiriere a pajiștilor, pășunilor, în urma licitației din 27 martie 2019, ora 10, în baza procesului verbal numărul 4668 din 27 martie 2019, a Comisiei de Analiză numită prin hotărârea Consiliului Local numărul 22 din 28 februarie 2019, după cum urmează. Ferăstrăoarul Mihaela Predoaia, admisă prin atribuire la licitație. Barabașa Mihai, Predoaia, admisă prin atribuire prin licitație. Și Asociația Nemira, tot pe Predoaia, admisă prin licitație. Deci cei care sunt admiși, bineînțeles, au avut și perioada de contestație, iar cei care au fost respinși, asta nu înseamnă că vor pleca cu animalele acasă. Tot pe aceleași trupuri de pășune vor merge acolo unde au fost și cu ani în urmă, dar stăpânul de munte, cum se spune dintotdeauna, va fi acel care a câștigat licitația sau care a primit terenul depășunat prin atribuire directă. Întrucât un demonstrat cu crotale adusă de la medicul veterinar că asigură încărcătura pe suprafețele de pășuni. Bineînțeles, asigurarea, asta nu înseamnă că e stăpân și nu permite și celorlalți să meargă la pășunat. Va merge la pășunat cu titlul gratuit. Vacile și caii satului, adică întregii localități, nu vor plăti nimic, nici la primărie și nici la cel care are în atribuire directă sau în licitație suprafețele de pășune, doar cei care au suprafețele atribuite prin concesiune sau nu, prin atribuire directă sau licitație, ei doar atât primesc și au un avantaj în plus,
curăță izlazul și primesc sume de bani de la APIA. Dar nu are dreptul să interzică nimănui să primească animale pe suprafața de pășunat care a fost repartizată decât animale din localitate croataliate la medici veterinari din localitatea Doftean. Am împărțit izlazul în baza unui plan de situație care l-a primit de la consilierul juridic și am fixat documentația de hotărnicie între ei. Și dau exemplu, Larga, unde are 288 de hectare primite Apostol Vasile și va pășuna în Poiana Stânii, Hemeiuș până în Pârău, Guțășei, Grâie, Chisc, până în groapa la Nemțan. Din groapa la Nemțanu de la Pârău până la Poiana lui Năstasă, Teatra Flore, Chicerea, acolo va fi izlazul de pășunat a vacilor din satul Larga. Bineînțeles, la înțelegerea între ei, poate să permite să ducă vacile acolo în paște oile, dar numai la înțelegere, dar oile nu au ce căuta acolo unde paște vacile. Am stabilit destul de clar itinerarul, hotarul, în baza unui plan de situație în care au semnat un proces verbal și și-au luat angajamentul că perioada de 10 ani cât îl vor administra, vor respecta inclusiv hotărâri de Consiliul Local. Pe Păisoaia, acolo unde se delimitează de fiecare dată și au fost delimitat, acolo unde au fost ceilalți înainte, pe nume Țifrea, Neculai, zis Băbuș, care nu mai are animale, nu mai are oi, va merge doamna Găborici, tot acolo va merge ferăstrăvarul Aurel cu Regina, soția dumnealui, că contractul este pe Regina, și va pășuna de la Ulucile, din fața Dârzului și până în Părăul Doftenița. S-a stabilit destul de clar în baza unui plan de situație. Bineînțeles că vacile satului, Păgheac sau Ștefan Vodă, vor merge până la acel hotar, dar la înțelegere, am discutat și eu cu ei, vor merge și acolo unde paște oile, fără să plătească niciun bănuț la cel care stăpânește acolo izlazul și nici la unitatea administrativ-teritorială Dofteană. Predoaia. Pe Predoaia, aici a câștigat prin atribuire directă Asociația Nemira, dar, în schimb, există tot pe Predoaia ferăstrăroarul Mihaela, Barabașa Mihai, aici la Pomori și Asociația Nemira. Ei să știe, e vorba despre Pânca, e vorba despre Predoaia până jos la cantonul Silvic, așa, și își împart izlazul așa cum l-a făcut de fiecare dată, fără să fie discuții între ei. Obligativitatea celor care curăță izlazul, au obligația să curăță izlazul, să predea documentația la APIA, în condițiile în care nu vrea să predea documentația la APIA, este doar problema lui. Cu noi are un contract încheiat care este obligat să curețe izlazul, toate suprafețele, și noi, în baza unei dispoziții date de primar, să-l verificăm. Și am să fac de așa natură, fiecare dintre dumneavoastră, fiind consilieri, împreună cu aparatul de specialitate, veți merge periodic, veți studia contractul care îl are acești proprietari pe 10 ani și să vedeți dacă într-adevăr îl respectă și acolo pași și vacile dumneavoastră și oile dumneavoastră și a lor și trebuie să fie respectat. Adică să-și facă uluce pentru apă, nu numai pentru animalele lor, ci și pentru toate animalele care merg la pășunat, să curețe porumbarul, măcieșul, piatra, feriga, crengile, să nu distrugă vegetația silvică forestieră, să nu incendieze, să nu lese acolo la locurile de stână peturi, hârtii, resturi de lână și altele. Au obligația și noi vom verifica. Și bineînțeles, dacă nu respectă prevederile contractuale și obligațiile din contract, avem și clauze de reziliere, care va fi reziliat contractul imediat în cel mai scurt timp. Dacă nu respectă, să mute coșerul acolo unde dorm oile, periodic, la maximum 2 săptămâni, iarăși luăm măsuri împotriva lor, pentru că ei trebuie să vină cu un îngrășământ natural pe izlazul nostru, care este proprietatea publică, și totodată trebuie să respecte clauzele contractuale până la data de 30 mai, dacă zic bine, trebuie să depună prima tranșă și apoi până la data, cred că de 30 septembrie, să depună a doua tranșă la unitatea administrativ teritorială în baza contractului și pe hectar, exact cum a prevăzut contractul, chiar dacă
se nimerește, sau zicem, Doamne ferește, o secetă sau alte calamități naturale, ei sunt obligați să achite aceste sume de bani. În plus, au obligația să facă cărări, să facă, să amenajeze izvoarele de așa natură, să poată să fie amenajate, să meargă animalele la adapat și la pășunat. Despre asta este vorba, am avut obligația ca noi să vă aducem dumneavoastră la cunoștință lucrurile acestea, cine i-a câștigat licitația, cui s-a atribuit direct. Cred că de aici nu a plecat nimeni nemulțumiți. Cei care au solicitat și care au avut într-adevăr încărcătura pe suprafețe au beneficiat de aceste suprafețe. Dar, tot între ei, dacă se vor înțelege, dar doar numai o înțelegere nu există, nu au dreptul să subînchirieze nimănui, nu au dreptul să aducă animale din alte localități, iar cei cu care se ajută, bineînțeles, trebuie să respecte un plan de acțiune și un plan de întreținere a pajiștilor, care ei vor fi verificați inclusiv de curte de cont. Așa cum a fost verificată până în prezent Asociația Nemir. Suprafețele care au rămas și n-au fost solicitate de nimeni până astăzi este Nemira. Izlazul Nemira, care are 110 hectare, împreună cu terenul care face obiectul vegetației silvice forestiere, avem 22 de hectare care se poate pășuna, în care s-a primit sume de bani de la APIA. În anul 2018-2017 a fost Nea Mihai Ferăstrăoaru, acum n-a mai solicitat, înțeleg, să duce pe Arlin și în locul de acolo Dănuț. Și acolo ne-a rămas fără să solicite nimeni. În aceste condiții, și așa cum prevede amenajamentul pastoral și legea, nu ne permite ca noi să dăm altor proprietari de pășune să închirieze, să subînchirieze sau să concesioneze. Deci el va intra și va crește vegetația acolo nepășunată. Despre asta vorbim. Pentru prima dată când a intrat la pășunat, nu, și l-a administrat lunga trotușului, care a luat o asociație Nemira, într-o când nu s-a mai scris nimeni, nu. Da, Asociația Nemira, podeiul de aici care a luat-o tot Asociația Nemira, și ele vor fi întreținute în baza amenajamentului pastoral pe o perioadă de 10 ani. Dacă aveți discuții. Discuții referitoare la închirierea, a contractului de închiriere a pajiștilor și pășunilor. Întrebări? Supunem la vot. Voturi, opția juridică a dat aviz favorabil, 4 voturi pentru. Voturi pentru. Abțineri, împotrivă, 16 voturi pentru. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind declararea unui teren ca bun de interes public local. Domnul primar? Da, dacă îmi permiteți, se propune declararea ca bun de interes public local terenul cu suprafața de 664 metri pătrați situat pe strada Ștefan cel Mare, sat Ștefan Vodă, comuna Dofteana, intravilan, categorie de folosință, curs construcții. Am în față aici un plan de situație. Este vorba despre organizarea de șantier, acolo unde se află echipa constructoare care construiește prin măsura 7.2, proiectul european, acolo unde fac consolidările de maluri. Au solicitat 664 de metri pătrați pentru a-și putea desfășura activitatea pe timpul cât își desfășoară ei activitatea. Dumnealor, în baza planului de situație și a contractului care se va încheia cu noi, ne va plăti chirie, în conformitate cu legea. Deci cum prevede legea, cât este metru pătrat, noi le asigurăm suprafața aceasta, îi parchează mașini acolo, organizare șantier, dar bineînțeles că este eligibil și dumnealor o să-și ia bani de la Uniunea Europeană pe organizare șantier, că le permite legea să deconteze, dar trebuie să fie și legal. Dacă aveți discuții. Întrebări? Comisia juridică avizează favorabil, 4 voturi pentru. Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 16 voturi pentru. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală de la bugetul local pentru realizarea lucrării de refacere a digului de protecție pentru malurile pârâului Soci, strada Socilor, zona Docan Marian, satul Cucuieți. Da. Dacă îmi permiteți, poftiți. Vreau să dau explicații. În urma inundațiilor din anul 2018, iulie 2018, când a fost afectat zidul, ceea ce era consolidat tot din anul 2018 sau chiar anul 2017, fiind afectat, comisia stabilită de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Prefectura, Consiliul Județean, Inspectoratul de Stat în Construcție, au stabilit că zidul trebuie refăcut în totalitate, întrucât a fost distrus în urma inundației.
supun spre analiză și aprobare, să le facem în baza procesului verbal întocmit de dumnealor, sumele care au fost alocate pe anul 2018, nu ne-a alocat nimic guvernul pentru inundații, pentru acest obiectiv, și vă supun spre analiză și aprobare, dacă o să avem sume de bani anul ăsta încasate la bugetul local, o să facem din banii bugetul local. La momentul respectiv, o să vă informez despre devizul care va sta la baza acestor lucruri. Discuții, dacă sunt. Comisia Buget. Disfavorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. 16 voturi pentru. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din bugetul local cu alocarea sumei estimative de 15.000 de lei în vederea realizării lucrării de instalare a încălzirii centrale la parohia ortodoxă Sfinții Împărați Constantin și Elena din satul Bogata, comuna Dofteana. Da. Dacă îmi permiteți, referitor la bugetul pe anul 2019, doamna contabilă împreună cu mine și aparatul de specialitate am estimat sume de bani pentru sprijin a cultelor religioase, da? Iar parohia Bogata, ortodoxă Bogata, împreună cu consilierul Mihai Cojan, au adus o solicitare aici la noi în care au solicitat 15.000 de lei, deci 150 de milioane. Dumnealor și-au făcut centrala termică acolo, au rămas îndatorați cu 150 de milioane la firma care le-a pus la dispoziție centrală și le-a mai fi dat acolo. Vă supun spre analiză și aprobare, din bugetul pe anul 2019, 150 de milioane, vorbesc în bani vechi, să mă înțeleagă toți cei care ne ascultă, inclusiv dumneavoastră în calitate de consilier. Dacă aveți discuții. Discuții, dacă sunt. Comisia Învățământ. Aviz favorabil. Supun spre aprobare. Voturi pentru. Abțineri. Împotrivă. 16 voturi pentru. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local pentru achiziționarea materialelor în vederea realizării construirii lăcașului de cult, capelă mortuară, la parohia romano-catolică, înălțarea Sfintei Cruci, din satul Bogata, comuna Dofteana. Da, dacă îmi permiteți, domnul președinte, toate costurile explicații. Avem o cerere de solicitare din partea parohiei Bogata Catolică. Dumnealor vor să-și construiască în baza legii o capelă mortuală, bineînțeles este anexă a bisericii, au întocmit această cerere de intenție către Consiliul Local, semnată de Consiliul Parohial și de acum dispăriți, inclusiv consilierul din zona Mihai Cojan, care solicită un sprijin material. Din experiența pe care o am și am mai ajutat de fiecare dată parohiile, inclusiv pentru capela mortuală, cred că acolo trebuie materiale mai multe și propun spre analiză și aprobare 20.000 de lei, deci 200 de milioane în bani vechi, materiale de construcție. Deci, domnul consilier, nu bani, materiale de construcție. Dacă aveți discuții. Discuții dacă sunt? Întrebări? Comisia Învățământ? Aviz favorabil. Supun la vot. Voturi pentru? Abține? Împotrivă? 60 voturi pentru. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din bugetul local cu alocarea unor sume pentru reconsolidarea capelei mortuare la parohia romano-catolică Coborârea Sfântului Duh din satul Seaca. Da, primar? Dacă îmi permiteți. Din bugetul local pe anul 2019, de la capitolul culte și religie, cei de pe Seaca ne-au solicitat în urmă cu 2 ani, inclusiv anul trecut, i-am pasat de fiecare dată. Nu aveam sumele de bani necesare pentru reparația bisericii vechi, da? Biserica vechi vreau să o transformați în capelă. La insistențele consilierului local Bertalan Mihai, care a întocmit împreună cu preotul paroș și Consiliul Parohial o cerere de solicitare către noi, propun spre analiză și aprobare 40.000 de lei, 400 de milioane. Dacă aveți discuții. Întrebări? Comisia Învățământ. Aviz favorabil. Voturi pentru. Abțineri. Împotrivă. 16 voturi pentru. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de material lemnos pentru confecționarea de sicrie. Domnul primar?
Dacă îmi permiteți, se propune achiziția unei cantități de 3 metri cub cherestea pentru confecționarea de sicrie cu respectarea prevederilor legii numărul 98/16 privind achizițiile publice în baza documentației tehnico-economice. De fiecare dată și în fiecare an am aprobat câte 2-3 metri cub. Noi aceste sicrie le construim în regie proprie, deci cu angajații noștri la primărie, le dăm celor nevoiași care nu au niciun fel de sursă de trai sau care decedează prin diferite locuri în țară, ne informează de acolo, de la morga sau spitalul, cum s-a întâmplat inclusiv săptămâna trecută, în baza unei cereri făcute de către familia îndoliată, în baza unui certificat de deces, atribuim un sicriu. Nu avem ce face, noi administrăm localitatea, sicriile sunt destul de scumpe, Doamne ferește să nu fie nevoie la nimeni, dar nu avem până la urmă ce să facem, și construim, le avem la magazie, când solicită cineva, facem o anchetă socială, vedem despre ce este vorba, dacă într-adevăr este o persoană nevoiașă care nu are venituri, atunci acordăm sprijin. Vă supun spre analiză și aprobare 3 metri cub de cherestea pentru construcții de sicrii. Întrebări? Discuții? Comisia Buget? A dat aviz favorabil cu 7 voturi. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 16 voturi pentru. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind finanțarea pentru realizarea obiectivului de investiție desființarea extinderi corp B, școala gimnazială Scarlat Longhin Dofteana, din satul Dofteana, strada Păcii numărul 76, comuna Dofteana, construcție ce aparține domeniului public al comunei Dofteana, în vederea întocmirii documentației de demolare a construcției în suprafață de 62,17 metri pătrați pe terenul ce aparține domeniului public al comunei Dofteana. Domnul primar? Da. Dacă îmi permiteți, se propune finanțarea pentru realizarea obiectivului de investiții, desființare, extindere Corbe, școala gimnazială Scala Loghi Dofteana, din sat Dofteana, strada Păcii numărul 76, comuna Dofteana, construcție ce aparține domeniului public al comunei Dofteana, în vederea întocmirii documentației de demolare a construcției în suprafață de 62,17 metri pătrați, din care centrală termică 34,81, magazie de lemn 21,84 metri pătrați, așa, și din PAN vine 5,52 metri pătrați, este suprafața care e intrarea de la mijloc, așa este denumirea proiectului, în felul ăsta s-a aprobat acest proiect. Vă informez următoarele cu privire la acest proiect. Deci proiectul prin proiect operațional regional se numește. Am accesat prin axa 10 și am obținut o finanțare de la Uniunea Europeană cu 51 de puncte de 51 de miliarde eligibil și până într-un miliard neeligibil care face obiectul, sau un miliard și ceva, care face obiectul studii de fezabilitate și celelalte avizii. Cei care sunteți interesați cu adevărat, astăzi, la ora 14, se semnează contractul în această sală. Între reprezentanții POR, proiecte operaționale regionale de la Piatra Neamț, în care ne-au invitat în data de joi și am trimis 3 specialiști din cadrul contabilitate, implementare de proiecte și achiziții publice, la o instruire. Astăzi, la ora 14, suntem programați să semnăm acest contract în valoare de 1 milion și ceva de mii de euro. Următorii pași vor fi aceia. Pune la achiziție publică, se vor face procedurile de achiziție publică pentru proiectare și execuție sau numai pentru proiectare, care ele sunt toate eligibile. V-aș da următorul răspuns la toate. Am studiat documentația toată de azi dimineață și nu numai, și v-aș spune ce se va întâmpla la această școală. Se demolează primul grup sanitar de la cadrele didactice care se află în față, practic în față cum mergi prin spatele școlii. Intrarea la școală pe acolo, pe la mijloc, se demolează. Asta vă supun spre analiză și aprobare. Sediul centralei termice și magazia de lemne. Și vor fi relocate către domnul Mânicuță, vecinul nostru, magazia de lemne și centrala termică, care construcția va fi făcută tot de cei care vor câștiga licitația,
și se va construi un corp de clădire în locul acestei centrale termice și a grupului sanitar, corp de clădire pe 650 de metri pătrați, suprafață desfășurată, în care va fi și va avea în componența sa, jos la partier, o sală cu mese de 145 de locuri, o bucătărie, vestiar, magazie pentru alimente. La etajul 1, un laborator mare și o sală de clasă. La etajul 2, pentru că clădirea va fi pe plus 2, la etajul 2, o bibliotecă mare și grupuri sanitare. Acoperișul actual de la școala veche va fi demolat în totalitate și se va lega cu un acoperiș în 4 ape de noua clădire pe care se va construi. Acoperișul va fi construit din tablă tip țiglă, toată tâmplăria va fi înlocuită cu o altă tâmplărie PVC, fațada va fi cu vată bazaltică de 10 cm și o fațadă simplă conform arhitecturii Comunii Dofteana, va fi înlocuit parchetul din fiecare sală de clasă, va fi înlocuită toată instalația electrică fiind îngropată, apoi se va dota de jos în sus sau de sus în jos cu toate utilitățile inclusiv necesare. Și avem calculatoare, avem videoproiectoare, avem laborator IT, tot necesarul pentru copiii din localitatea noastră. Sala cu mese de 145 de locuri va fi folosită, dacă ați fost atenți la prezentarea bugetului de către doamna contabilă, ni s-a alocat pe anul acesta 7 miliarde și cea aproape 8 miliarde, 779. Aproape 8 miliarde pentru masa caldă la copiii de la școala Scarlat Login. Bineînțeles, până vom avea sală cu mese, noi vom da acest catering care îl dăm acum, sandwich-uri, că ne permite legea. Deci toate aceste lucruri vor lua ființă în curând, deci prima dată începem cu procedurile de achiziție, astăzi semnăm contractul, este primul pas, apoi începem cu data de luni procedurile de achiziție, proiect tehnic și execuție sau poate le scoatem separat, așa, după ce se va câștiga licitația, vă voi informa la momentul respectiv când o să dăm inclusiv ordinul de începere a lucrărilor. Nu va fi ușor și mă adresez tuturor celor care ne ascultă, pentru că acești copii vor fi relocați, probabil vor învăța în două cicluri, probabil după ce vor începe lucrările, dar acolo îmbucurător ce este, se va putea lucra inclusiv pe timp de iarnă, pentru că vom menține centrala termică de așa natură să fie căldură, să poate schimba în interior toate componentele, inclusiv parchet, inclusiv instalații electrice, să poate lucra sau să pună grezii, faianțe și toate cele necesare. Va fi disconfort, dar până vom ajunge la confort, nu mai e mult. Totodată, vreau să vă informez, trebuie să avem aprobarea Ministerului Educației pentru a demola aceste două mici corpuri de clădire, adică centrala termică și celelalte, ce v-am spus, intrarea în școală, la fel cum ați dat aprobarea inclusiv dumneavoastră pentru demolarea grădiniței vechi, care grădiniță este demolată, recuperat și s-o putut recupera din ea și restul dusă la o groapă de produse inerte. Documentația mai întâi va fi și hotărârea Consiliului Local înaintată către Inspectoratul Județean Bacău, apoi la Minister pentru această demolare în baza unui certificat de urbanism și vom face toate procedurile legale. Am citit în documentația azi dimineață, trebuie să facem un alt branșament electric, trebuie să facem un alt branșament la apă, iar tot ceea ce există în curte, în afară de trotuare, care este obligația lor, noi trebuie să investim la amenajarea curții. Probabil în 30 de zile sau 35 de zile vom da în folosință noua grădiniță de la școala Scarlatului din Dofteana. Dacă ați observat, am ajuns la fațadă și se lucrează în flux continuu și la interior.
Vom amenaja curtea, dar superficial, până când vom termina și următorul corp de clădire de la școală. Apoi vom face celelalte proceduri. Procedurile care sunt la ora actuală, mutăm, ne obligă inspectoratul pentru situații de urgență să facem o rezervă mare de apă de 50 de tone și ni s-a aprobat să aducem o rezervă de fibră de sticlă de 50 de tone și inclusiv o fosă septică, tot în locul fostei grădinițe și ne va rămâne și loc suficient de joacă pentru copii, dar va fi obligativitatea noastră să amenajăm curtea, deci cu banii noștri, nu cu bani europeni sau bani de la Ministerul Dezvoltării. În mare, v-am dat explicațiile necesare, dacă aveți discuții. Întrebări, dacă sunt? Comisia Învățământ? Aviz favorabil. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Votul pentru? Abțineri? Împotrivă? 16 voturi pentru. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind propunerea acordării unui ajutor de urgență din bugetul local Comunei Dofteana pentru probleme medicale grave, în vederea achiziției unei proteze la braț, domnului Avădăni Costică, din satul Cucuieț, Comuna Dofteana. Dacă îmi permiteți bine, domnul președinte. Poftiți. Deci, domnul Avădăni Costică, din satul Cucuieț, Comuna Dofteana, a suferit un accident, amputându-și mâna dreaptă, nu are de lucru. Are mai bine de 2 ani de când vine pe la noi pe aici și solicită un sprijin financiar pentru o proteză. Proteză care costă 135 de milioane în bani vechi. Sumele de bani, bineînțeles, sunt destul de mărișoare. Dar, până veneați dimineața la birou, m-am gândit la faptul că nu pot să-i dau banii ăștia datorită faptului că bugetul este mare, dar avem și proiecte foarte multe în derulare și vor mai fi pe parcurs sub anul acesta. Sumele de bani sunt destul de strânse, dar m-am gândit în primul rând, un om care nu are o mână, este destul de greu. Îmi asum întreaga responsabilitate, doamnă contabilă. Vrem să-i dăm numai 50 de milioane, dar vă supun spre analiz și aprobare să-i achităm întreaga sumă, să-și recupereze o mână în situația în care se află dumnealui. Deci, achitarea întregii sume, 135 de milioane sau încă câțiva bănuți. Aici are expertize, are tot absolut, are copii după proteză, toate ofertele făcute și ferească Dumnezeu să nu ajungă nimeni cu așa ceva. Deci vă supun spre analiză și aprobare și achitarea întregei sume de 135 de milioane cât costă. Bineînțeles, ne va aduce factură, o achităm noi din instituția noastră. Dacă aveți zis. Întrebări dacă sunt? Comisia Învățământ. Supunem la vot. Voturi pentru? Abțineri? Împotrivă? 16 voturi pentru. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală din cadrul bugetului local al Comunei Dofteana pentru achiziția unor materiale necesare dotării laboratorului de informatică. Domnul primar? Da. Dacă îmi permiteți, e vorba despre școala gimnazială Scala Lodi. Despre asta vorbim. Da. Dar în documentația ce am citit eu de dimineață, au vreo 25 de calculatoare care vor fi dotate cu sume de la Uniunea Europeană pentru laboratorul IT de aici. Dar dacă luăm în calcul, 24 de luni, în mod obligatoriu, va fi, sau chiar poate 36 de luni, privind achiziția, construcția, până la recepție, terminarea lucrărilor, nu mai vorbim și de finalizare, acești copii nu putem să-i lăsăm așa. Școala nu are bani, nu are bugete. Și vă supun spre analiză și aprobare. Să le cumpărăm. Deci, 10 unități centrale, 10 monitoare, 10 kituri, așa, mouse, 3 videoproiectoare, 3 seturi de ecran, tot ceea ce le trebuie. Pentru școala gimnazială Scalalogie, ce v-am spus. Deci, e vorba de 10 calculatoare și 3 videoproiectoare. Iar pentru școala Hăgheac, 5 laptopuri, da? Așa. Deci așteptăm educație, dar trebuie să le creăm în primul rând și condiții necesare. Deci aceste sume de bani vor fi din bugetul local al unității administrative teritoriale. Noi le vom achiziționa și le transferăm la dumneavoastră. Dacă aveți discuții. Discuții, dacă sunt, întrebări. Comisia Învățământ. Aviz favorabil. Supunem la vot. Votul pentru. Abțineri.
Împotrivă, 16 voturi pentru. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind finanțarea din veniturile proprii ale școlilor Scarlat, Lonchin, Dofteana, Hăghea, Cucuieț și Larga pentru achiziția unei cantități de lemn de foc necesară încălzirii spațiilor școlare. Da. Domnul primar? Aici am un proiect de hotărâre și solicitări de la cele trei școli, cea de la Cucuieț Ognitiere, cu întârziere, după două luni de zile după ce am solicitat, sau mai bine zis o lună și ceva, a venit și el. Dar bine, trec peste aceasta. Deci școala Scala lui din Dofteana solicită 250 de metri cub. Ștefan Vodă 50 de metri cub. Gimnaziala Cucuieț și Largă 100 de metri cub. Deci la Hăgheac și la Ștefan Vodă trebuie mai puțin, dar la Dofteana 250 de metri cub. În condițiile în care acum am achiziționat două mașini pentru că leția cu program pe lungi. Leția cu program pe lungi minim o lună de zile va mai merge de acum acolo cu încălzire, cel puțin dimineața. Iar în situația în care în toamna și iarna anului 2019-2020 grădinița îi vom da drumul cu siguranță, avea doar 135 de metri suprafață construită. Asta care avem va avea 800 de metri. Nu va fi aceeași încălzire, nici aceeași centrală. Diferența este cealaltă centrală, era de 30 de metri cub și asta este de 80 de metri cub. O diferență mare. Nu știu dacă se va încadra cu 250 de metri. Dar spuneți dumneavoastră, doamna contabil, la toate trei școli, ce sume de bani s-a dat per elev pentru așa ceva? 510.000 lei pentru toate utilitățile. Pentru toate utilitățile. E vorba de 5 miliarde, care 5 miliarde trebuie să îi împarți. E vorba de 1.500 de copii, aproape. Dar copiii, cum ar fi la Larga sau cum ar fi la Iac sau la alte școli, chiar dacă sunt copii puțini, ei alocă per elev, dar clădirea cât ar fi ea de mare trebuie să încălzită. Eu vă informez ca să știți și dumneavoastră despre ce este vorba. Cantitatea de lemne de foc, e vorba de 400 de metri cub. 400 de metri cub, vă rog să vă informați la ofertele care sunt, că avem vreo două oferte cu onoră actuală, e peste 3 milioane metru cub fără de ver. Da. Așa, Gheorghiță? Așa este. Și mai mult la Gheorghiță, e mai mult. Bun. În condițiile astea, faceți calcul 4, ori aproape 4 milioane, vedeți cât ce sume de bani sunt și dacă o să le ajungă. Dar vorbim și despre altceva. Apa trebuie plătită, gunoiul trebuie știți plătit, trebuie știți curentul achitat și celelalte furnituri de birou. E vorba despre calculatoarele lor care se defectează. E vorba despre imprimante, e vorba despre furnituri de birou, e vorba despre tonele și tot ce se consumă la o școală. Deci trebuie să venim noi în sprijinul dumnealor pentru a putea să funcționeze. Deci eu vă supun spre analiză și aprobare. Achiziția de lemne de foc din banii lor, iar diferența trebuie să o punem de la noi la momentul respectiv. Despre asta vorbim. Întrebări dacă sunt? Discuții? Comisia Învățământ? Supun la vot acest proiect de hotărâre. Voturi pentru? Abține? Împotrivă? 16 voturi pentru. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind finanțarea din veniturile proprii a școlii gimnaziale Hăgheac pentru achiziția unei centrale termice. Da. Primar? Lucrurile astea le discutam mai înainte la celălalt punct. Centrala termică de la Hăgheac nu știe nimeni. Deci nu s-a putut face până la ora actuală, în ultimii 10-11 ani, nicio verificare ISCE. Pentru că nu există nicio carte tehnică a ei, nu există nicio factură a ei, nu există nici o tăbliță pusă pe ea ce putere, ce capacitate are. Dar, în schimb, nu face față de fiecare dată, cel puțin că e minus 15-20 de grade afară, sunt probleme. Atâta timp cât funcționăm cu o centrală termică și ea nu are autorizație ISCIR, prezintă un pericol pentru sănătatea populației și pentru cei din jur. Vă supun spre analiză și aprobarea achiziției unei centrale termice, în baza indicatorilor tehnico-economici, ca să aduc și un specialist să văd ce capacitate trebuie, să-mi calculeze volumul de aer acolo și suntem obligați să o cumpărăm, să o isterizăm și să o autorizăm. Dacă aveți discuții, vă. Întrebări? Comisia Învățământ? Aviz favorabil. Supun la vot. Voturi pentru? Abțineri? Împotrivă? 16 voturi pentru. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pentru extinderea rețelei de apă potabilă în satul Dofteana.
Domnul primar? Da. Mulțumesc. Se propune extinderea rețelei de apă potabilă în satul Dofteana pe o lungime de 400 de metri linear pe strada Țărnii, Taraș Ciprian, Candei Vasile. Avem o referată aici întocmit de consilierul de acolo în Veniță, cu mai multe semnături. Acel drum intră spre modernizare. Cetățenii de acolo au avut multe probleme, întrucât conducta este bagată de către dumnealor în regie proprie și s-a spart branșamentul, barețeaua și alte probleme. Așa cum am schimbat-o de la Valentina Ababi până la Iancu Lăzărescu și mai încolo, la fel vă supun spre analiză și aprobare începând cu data de luni, regim de urgență, dacă și vreme ne ajută, am achiziționat pe eu și ne vom apuca de treabă. Inclusiv branșamentele le vom efectua noi, pentru că le oprim apa oamenilor, lăsăm fără apă, iar de aici, din cămin, de la Gheorghiță Bucur, zis procurorul, și până la Cambei, trebuie înlocuită conducta respectivă. Avem semnăturile tuturor, inclusiv a consilierilor, dacă aveți discuții. Întrebări, dacă sunt? Estimativ, domnul primar, și costuri. Deci achizițiile publice se fac la birou de achiziții publice, dar vă rog să-mi permiteți, da? Să vă dau și răspunsul. Se fac prin achiziții publice. Vă spuneam la ședința anterioară următorul aspect. Ne permite legea, doamnă contabil, de vă rog să mă corectați, ne permite legea să luăm până într-o 130.000, da? De lei, da? Și eu am spus în felul următor. Vom înlocui conducta de la Ababi Valentina până la Iancu Lăzărescu, întrucât au foarte mari pierderi, peste 70% au pierderi de apă cei de la Crab. Vom înlocui conducta de la Gheorghiță Bucur până la Titi Cambei și vom înlocui conducta, nu vom înlocui, vom continua rețeaua de la Părculeț Agrement Dofteana până la pompa de alimentare care duce pe Valea Lărgii, care e 1.000 și vreo 400 de metri sau 1.200 de metri, am înțeles eu. Da. Până ne încadrăm în această sumă de bani. 130.000 lei fără TVA. Vă spuneam data trecută. Se sapă până la limita înghețului, asta înseamnă sub 80 și la 1 metru unde a făcut. Se pune 10-15 cm de nisip, numit drenaj, se pune conducta în funcție de diametru, dar aici de 63, se acoperă cu nisip 10 cm, 15, apoi se pune pământ, se compactează și va lua aceeași formă. Faptul că am înlocuit-o aici de la Valentina Babia acolo și au venit ploile și au mai rămas unii cu mașini de acolo, chiar noi ne-am dus și i-am scos pe unii care ne-au sunat am mai departe. Până nu se îndreaptă vremea să putem să cilindrez compactă, să duce terenul acest formă, nu avem ce face. Dar totodată, în aceste săpături, intră și branșamentele. Omul a avut branșament, noi desfințăm branșamentul acum, el l-a avut de țeavă, noi îi punem de pe, da? Pe banii noștri. Mufă, numai apometru noi luăm, nu? Îi săpăm și până în fața porții. Trebuie să-i faci cum omul a avut săpat, nu? Și atunci putem să estimăm dinainte ce valoare este. Despre asta vorbim. Deci noi efectuăm branșamentele, noi înlocuim rețeaua. În regim de urgență. În caz de forță majoră. Da. Alte întrebări. Comisia Buget. Am zis favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot. Voturi pentru. Abține. Împotrivă. 16 voturi pentru. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind finanțarea lucrărilor de canalizare a apelor pluviale pe o lungime de aproximativ 350 de metri lineari în zona Târgului Săptămânal, pe strada principală, de la numărul 142 Isache Costică până la numărul 148 Răzărescu Vlad. Domnul primar? Da. Se propune finanțarea lucrărilor de canalizare a apelor pluviale pe o lungime de aproximativ 350 de metri în zona Târgu Săptămânal, pe strada principală, de la numărul 142 Isache Costică la numărul 148 Lăzărescu Vlad, în sumă estimată de 300.000 lei. Deci, doamna contabil, avem și devizul, da? Da. Deci, avem deviz ofertă. Și aici am și o schiță făcută. Dar vă dau citire. E vorba despre canalizarea apelor pluviale de la piață, din parcarea de la piață, care are 346 de metri, am citit eu azi dimineață, da, 346 de metri în ea. Bun. Are 8 gardiere de colectare a apelor pluviale. De 1000 pe 1000. Cu capace cu grilaj carosabil, din fontă 2 și celelalte 6 cu fierbeton. Cu conductă corogată neagră, de fi 400.
mai avem treabă cu cea veche, pentru că cea veche este înfundată. Și o aducem de la Vlad Lăzărescu vis-a-vis de Nelus Păială zis Țup și până la Titi Isai. O aducem cu acest diametru și diametru care intră de la piață este la fel. Și nu putem să ne cuplăm decât mai în felul ăsta. Ea va sprijini ce? În momentul când vine apele mari, că acolo este singura zonă inundabilă, mă refer de locuințe din Dofteana, toată apa o lua la vale de la Mihai Crețu până la restaurant și aici la restaurant, când ajungea sub traversarea pe sub drumul județean, nu este suficientă și aia trebuie să o rezolvăm cei de la drumul județean, dacă nu o vom rezolva noi. Așa. Și atunci apa se întorcea înapoi. Dar de la Vlad Lăzărescu la vale nu și continua mersul. Nu știe nimeni, nu este fundată. Ea este construită pe tuburi de 600. Aceste tuburi de 600 au o lungime de câte un metru. Să te apuci să o desfaci, să o decolmatezi și să desfunzi și garierne. Nu faci nimic decât străci și nu ai nimic bun. Vin pe lângă ea la o distanță de 5 metri lățime față de DN12A, pentru că noi suntem proprietari pe acea parcare. După ce termină, o refacem înapoi la loc. Alături de ea va veni apa potabilă care va merge la ONS și este conductul de interes național când va veni și am ajuns la concluzia să o facem noi primii, să ne salvăm oamenii de sub ape întâi și apoi vor veni și dumneavoastră în domnul și face acolo apa normală. Vorbesc de canalizarea apelor pluviale. Dacă aveți discuții. Întrebări. Domnul Pițigoi? Nu. Nu eu am întrebat. Da, domnul. Domnul primar, ce facem de acum de la Isachi încolo? Că e înfundată conducta, deci este necesar. Ceea ce spuneți proiectul care l-ați propus dumneavoastră este necesar, normal. Dar de la Isachi până unde se duce, e înfundată. Conducta veche e înfundată. De unde știți? Păi când plouă se umple canalul care e la mine acolo, dă afară. Deci abia mai curge prin el. Abia curge. Dar, eu știu, durează, dacă se oprește ploaia, durează două, trei ori până scade nivelul. Deci se vede că e înfundată. Mai bine ca mine, nu știu. Păi la dumneavoastră e să-ți de acolo. Treci pe sub, pe sub anexele gospodărești. Păi. Vă spun că este un mare pericol în momentul când vine cu viteza care vine să mergem dincolo canalul ăla, cum ar fi dincolo apa, că te, cum ar fi dincolo masă, te ia total. Deci cu presiunea și cu viteza care vine. Bineînțeles, ea este colmatată, adică nu fi colmatată. Ia, dar vine cu o mare presiune. Important este un lucru, că am făcut un pas, o facem până acolo, iar de acolo încoace, de la Alupoaie zis încoace, putem să-i mai facem încă un braț pe parcurs când vom avea și bani și o ducem, sigur, așa, și o ducem în spatele poliției și o ducem la locul ei, cândva. Se va întâmpla lucrul ăsta 100%. Păi trebuie, adică deja va investim acolo, dar prin din coace puțin cu să înfundă de tot. Acum mai curge, dar e știți, și asta corogată, care știți ce înseamnă corogat, o să vedeți că are iar din construcția ei rămânii aluvionului în ea și circulă numai apa. Dar e vorba de apă de ploaie care vine numai dacă se limpezește, când este turbul, dar ea vine și cu viteză, este adevărat. Dar asta care este la ora actuală, așa cum vine ea din piață și de unde vine, cât se poate scurge pe ea, vine cu o presiune când sunt inundații mari, de prezint într-adevăr un adevărat pericol, într-adevăr. Dar eu zic că în ultimii 10 ani am făcut ceva. Partea aia acolo, pe unde stați dumneavoastră și mai sus, când mi-aduc aminti cu mulți ani în urmă, mulți se mutau de acolo perioada care era inundabilă, da? Știți? Da, cum știu. Așa este, ați crescut acolo și știți, da? Ei, când am făcut canalizarea respectivă, spuneți-mi dacă s-a mai mutat cineva de acolo. Am făcut... Păi nu, că preia canalizarea nouă care s-a făcut pe partea opusă... Am adus de la vădere, din coloana aia portocalii, pe la locuința Lăzărescu până în coloana asta mare și o mare aglomerare de apă. A venit de la Mihai Crețu multă apă, dar de acolo, de la Țup, din partea altă, aia doar numai pe stradă și până la urmă, tot aici se scurge. Da. Unii vă spun eu. Da? Bun. O să continuăm partea altă, dar important, de ce m-am grăbit să o facem? Spun eu. În condițiile în care va veni anul ăsta, da, eu așa zic, anul ăsta, cel târziu anul, va veni conductă de apă 100%, care e din interes național și merge la ONG, numai pe domeniul public. Bun. După ce vor termina și ei și a noastră este gata, urmează o asfaltare pe parcarea respectivă, pentru că canalizarea apelor uzate va veni PDJ, PDN, chiar la margine și în nu? Și dacă vin și ei cu apa și noi venim cu canalizarea, atunci venim cu asfalt și avem o parcare conform normelor, nu? Dar acolo așa trebuie și trebuie și dus și rămâne și brațul ăsta, că apa dacă îi facem loc se duce. Da. Dar pasul ăsta l-am făcut, dar vedeți, 346, 350 metri. Da. Acum, când s-a făcut un deviz, o firmă de construcții, nu mai e ca atunci când era salariul minim pe economie 1000 de lei. Acum ai 30 de milioane în salariu.
Să plătești dările la stat, știți ce înseamnă pentru 30 de ani și când era pentru 1000 de lei era altceva. Da. Ei, firma constructoare când îți face devizul, ei trece destul, ei plătesc la stat în funcție de salarii, în funcție de profit și așa mai departe. Da, o să o facem, unde n-ar da Dumnezeu să fie și o rectificare bugetară anul ăsta, poate o continuăm mai încolo. Dacă mai sunt și alte întrebări, supunem la vot. Voturi pentru? Abțineri? Împotrivă? Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de construire rigolă carosabilă pentru scurgerea apelor pluviale pe o lungime de aproximativ 200 de metri pe strada Valea Codrului din satul Cucuieț, de la numărul 2, Camară Constantin, la numărul 22, Bucur Costic. Domnul Clar? Da. Dacă îmi permiteți, e vorba despre scurgerea apelor pluviale de la Bucur Costică până la pompa noastră unde avem de apă, la Mihai Sima Zizboge. Da. Are o lungime de 200 de metri, aproximativ 200 de metri. Măsurătorile au fost făcute. Noi am estimat 300 de lei, deci 3 miliarde, dar devizul nu e atât, este mai mic. 260. Problema este în felul următor. Cine au fost înaintea noastră, au betonat acolo. Drumul a fost făcut din beton. Apoi noi am mai turnat două straturi de asfalt, nu două, patru. Două dată și ultima dată iarăși două, patru straturi de asfalt. În condițiile astea, la oamenii respectivi, de la betonul care a fost turnat de prima dată, nu s-a făcut o rigolă, e o mare diferență de nivel și am hotărât, am adus o echipă de specialiști să facem o canalizare a apelor pluviale cum cu rigolă dalată să poată circula, iar la locuințe, oamenii trebuie să-și ridice porțile sus o parte dintre ei, la locuințe trebuie să facem o denivelare din acești biscuiți care vin deasupra rigolei dalată, să poată să intre oamenii în curte. Deci asta vă supun spre analiză și aprobare, iar acolo vom tăia asfaltul mai sus de stația de pompare și vom face tot rigolă carosabilă în locul asfaltului și o vom duce către Pârău. Da. Întrebări, dacă sunt? Bineînțeles, revin spunându-vă că aceste lucrări le fac la solicitările și la cerințele consilierilor și a cetățenilor de zonă. De fapt, când se aduce la cunoștință, dumneavoastră fac referat. Referatele sunt semnate de către cei din Păzii, Spoială, Clopotaru și Camară. Le-au adus aici, am stat de vorbă cu oamenii, s-au făcut măsurătoarele respective, s-au făcut un deviz ofertă estimativ, în funcție de bani alocați anul acesta la UG, vom încheia un contract și ne vom apuca de lucrări. Discuții, domnul președinte. Întrebări mai sunt? Avizul Comisiei Buget? Comisia a aprobat cu 7 voturi pentru. Supunem la vot. Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? 16 voturi pentru. Punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării cheltuielilor de proiectare a unui pichet de pompieri și a unei stații smurt. Domnul Dumar, da. Vă spuneam cu, cred că începând cu toamna anului sau iarna anului 2019-18, intenționez faptul să construim un pichet de incendiu în fața Gării de Adofteana, acolo unde este piața. Și totodată v-am supus spre analiză și aprobare și dumneavoastră ați dat aprobarea să achiziționăm 1000 de metri pătrați din vecinătatea pieții, să relocăm piața, iar mai sus de grupul sanitar, o suprafață de așa natură să ne încapă această construcție. Bineînțeles, am făcut toată documentația necesară, am înaintat-o către Prefectura Județului Bacău. Prefectura a înaintat-o la rândul dumnealor, după câteva corecturi date de noi, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Toate aceste lucruri datează din toamna anului 2018, până ieri. Ieri s-a dat aprobarea. În cursul săptămânii ăstuia, sau cealaltă, a venit o comisie de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență a Județului Bacău într-una din seri. Am prezentat terenul, pentru că terenul este în intravilan, terenul are adopțiune de apă, terenul are canalizarea apelor pluviale, terenul are branșament de energie electrică la 380, am avut toate utilitățile și cerințele necesare și ne-am încadrat. Iar ieri, la ora 3:30, 15:30, am obținut aprobarea, care se află la mine, în mâna mea, și vă dau citire în mare.
Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Maior Constantiniene a Județului Bacău. Către Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana, adresată primarului Ioan Bujor. În conformitate cu adresa dumneavoastră, numărul 25891, din data de 19.12.2018, referitoare la înființarea unui pichet de pompieri în Comuna Dofteana, în urma analizei realizată la nivelul comenzii inspectoratului, vă informăm faptul că este oportună înființarea unui punct de lucru în Comuna Dofteana, dotat cu autospeciale de lucru, cu apă și spumă și o ambulanță smurt. Pentru înființarea acestui punct de lucru, pentru hotărârea Consiliului Local, OAT Dofteana trebuie să pună la dispoziție o locație care să asigure condițiile necesare funcționării acestui obiectiv. Și anume, un garaj cu 3 boxe pentru gararea autospecialelor, boxa pentru gararea autospecialei smurt va fi separat prin perete față de celelalte 2 boxe, o clădire cu următoarele încăperi. Vestiar pentru personal femei smurt, estimat la 15 metri pătrați. Vestiar pentru personalul bărbați smurt, estimat la 15 metri pătrați. Vestiar pentru personalul care încadrează autospecialele cu apă și spumă, estimat la 25 de metri pătrați. Grup sanitar smurt prevăzut cu dușuri pentru a deservi circa 3 persoane bărbați, 10 metri pătrați. Grup sanitar smurt prevăzut cu dușuri pentru a deservi circa 3 persoane femei, 10 metri pătrați. La femei se referă la smurt. Necesar. Grup sanitar pentru personalul care încadrează autospeciale cu apă. 12 metri pătrați. Spațiu pentru depozitarea produselor de curățenie. Spații și 5 metri pătrați. Spațiu pentru produse și ustensile folosite în mod curent pentru activitatea de curățenie, 5 metri pătrați. Spațiu pentru curățenie și dezinfecție echipamentelor medicale din cadrul smurt, 5 metri pătrați. Nu mai citesc tot, că aici se referă la articole din lege cu ordinul ministru numărul 961 din 2016 și așa mai departe. Spațiu pentru dezinfecția și spalarea materialelor, 5 metri pătrați. Spațiu pentru materiale sanitare, smurt, 6 metri pătrați. Spațiu pentru medicamente și soluții medicamentoase, perfurizabile, 6 metri pătrați. 2 camere de refacere, capacitate de muncă pentru smurt. Una pentru băieți și una pentru femei. Fiecare pentru fiecare persoană, așa, estimat la 24 de metri pătrați. 2 camere refacere, capacitate de muncă pentru personal care încadrează autospeciala cu apă și spumă, fiecare cu de 5 metri pătrați, estimat la 40 de metri pătrați. Spațiu de spălare, igienizare, dezinfecție, autospeciale smurt, 30 de metri pătrați. Sala de pregătire pentru personal pentru a deveni, nu, a deservi circa 15 persoane, estimat 40 de metri pătrați. Cameră pentru dispecerat și birou. Cameră pentru păstrarea hranei și servirea mesei, estimat la 16 metri pătrați. Încăpere pentru centrala termică care să deservească întreaga construcție. De asemenea, Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana va asigura plata tuturor unităților, utilităților și întreținerea construcției și a instalațiilor care deservesc această construcție. Deci, utilitățile, energie electrică, apă, lemne pentru centrala termică, trebuie să le asigurăm noi. Va fi în regim de unitate militară. Va fi un număr de 39 până în 40 de militari. Bineînțeles, să perindă pe schimb. Fiecare. Construcția trebuie să o facem noi. Salariile acelor 39-40 de persoane va fi asigurat de către Ministerul de Interne. Nu se intră în unitate militară cu telefon. Există poartă, există ofițer de serviciu și așa mai departe. Noi dăm lor doar cu titlu gratuit și le punem la dispoziție. Pentru a efectua toate aceste cerințe, pentru că eu am și alte proiecte și alte schițe studiate de mine, așa,
Avem nevoie prima dată de proiect avizat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dar cel mai important a fost aprobarea și de aici încolo de finanțare mă discut. Dacă aveți discuții, vă rog. Întrebări, dacă sunt? Avizul comisiei? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot. Voturi pentru. Abțineri. Împotrivă. 16 voturi pentru. Punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local pentru construirea unui lăcaș de cult, casă parohială, cu o suprafață de 240 m pătrați, anexe 60 m pătrați, împrejmuire gard și raport energie electrică a Bisericii Ortodoxe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Larga. Da. E vorba despre Biserica Ortodoxă din satul Larga, care dumnealor de mulți ani se străduiesc să-și construiască o casă parohială, gândându-se la faptul că preotul care va fi preot în satul respectiv trebuie să stea acolo în parohie. Au estimat o suprafață de 240 m pătrați ca în Mărișoară. Da. Să știți că există niște proiecte în care cumva e obligă, trebuie să aibă sală de lectură, că nu ia preotul aici. Este proprietatea parohiei, sală de lectură, bibliotecă, știu eu, mai mult. Repetiții ce fac dumneavoastră acolo. Propun spre analiză și aprobare anul acesta doar proiectarea, nu știu cât, cu avizele necesare, dar propun 20.000 de lei, asta înseamnă până în 200 de lei. Nu, e posibil să fie mult mai puțin. Dar în suprafață mare, dumneavoastră au terenul, dumneavoastră au intambulare, au cadastru, au tot necesar. Și cum vor să o facă? Numai pe? Deci... Pe. Pe. Dacă vor să ridici două etaje, poate pun și ceva bani. Întrebat. Pe. Da, asta e, da. Parter, da. Dar lucrurile astea, bineînțeles că în momentul când va veni proiectantul, îl voi duce la locul fapte și noi o să spunem putința noastră, ceea ce se poate face. Eu sunt sigur că vor mai contribui și în Oriașe, dar prima dată avem nevoie de finanțare pentru proiectare și pentru avizi. Apoi ceilalți pași, vedem. Alte întrebări? Comisia? Învățământ. Supunem la vot. Voturi pentru? Abțineri? Împotrivă? 16 voturi pentru. Punctul numărul 20. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local pentru lucrările ce se desfășoară în curtea bisericii, precum și pentru lucrările de pictură la Biserica Ortodoxă Nașterea Maicii Domnului din satul Păcuieț. Da. Domnul Bar? Dacă îmi permiteți, cu mulți ani în urmă, vorbim de anul 2008, când a fost demolată biserica, 2010, când am acordat primul sprijin pentru Biserica Ortodoxă Păcuieț și, dacă mi-am amintesc bine, în 2014 a devenit funcțională pe data de 18 noiembrie. Între timp am făcut multe, nu numai la biserică acolo, pentru că am acordat sprijin material și financiar, s-a construit un grup sanitar, bineînțeles, cu sprijinul și cu sprijinul enoreașilor, un grup sanitar modern, care bine ar fi să aibă toate bisericile, măcar așa ceva, dar nu are nicio biserică de pe Valea Plotului. Am acordat sprijin pentru turnarea fundației a unei suprafețe destul de mare, casă praznicală și capelă mortuală, dar deocamdată dumnealor sunt în colectare de materiale, iar dumneavoastră vă supun spre analiză și aprobare anul acesta să ne apucăm de pictură valoarea de 3 miliarde. Biserica nu poate să stea nepictată. Între timp, noi am construit o biserică la Dofteana 2, după ce am construit-o pe cealaltă, care, slavă Domnului, a costat, și o să vedeți că o să ajungem și acolo un proiect de hotărâri, destul de mult, peste 15-16 miliarde. Acum ne întoarcem înapoi la Cuiești și plecăm cu pictura și apoi să ajungem și la Dofteana Cămă. Dacă aveți discuții. Întrebări dacă sunt? Comisia? Aviz favorabil. Supun la vot. Voturi pentru? Abțineri? Împotrivă? 16 voturi pentru. Punctul numărul 21. Pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local pentru definitivarea proiectelor instalațiilor termice, electrice și a anexelor gospodărești, incluzând și acoperișul casei praznicale, precum și achiziționarea de lemn de foc necesar încălzirii lăcașului de cult,
Biserica Ortodoxă, Sfânta Cuvioasă Parascheva, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și Sfântul Efrem cel Nou din Parohia 2 Dofteana. Domnul Clar. E vorba despre Parohia 2 Dofteana, biserica care a devenit funcțională începând cu data de 7 octombrie 2018. La recepția terminării lucrărilor care a participat Inspectoratul Stat în Construcții, Unitatea Administrativ Teritorială și constructorul, s-a constatat următoarele. Clădirea se află din punct de vedere al construcției 100% bine și a dat accept. Dar i-a obligat pe cei care administrează, deci pe biserică, să facă un contract cu un proiectant asigurat pe instalație electrică și termică. Ele prezintă un pericol pentru incendii. Așa prezintă peste tot. A făcut acest proiect și n-au bani cu ce să-l achite. Acest proiect e 6.000 de lei, 61 din milioane în bani vechi. Eu vă supun spre analiză și aprobare 10.000 de lei, deci 100 de milioane, pentru că el trebuie să avizat și un mers în alte părți și probabil mai rămâne acolo și de vreo mașină de lemn. Atât pot anul acesta. Pentru Biserica 2 Dofteana, deocamdată. Faptul că la Biserica Adormirea Maicii Domnului la Părintele David Isache, anul trecut, la aprobarea bugetului, nu s-a aprobat prea multe, dar, în schimb, am făcut destul de multe. Tot de noi a fost achiziționată marmora, noi am achitat manopera aproape 300 de milioane și le-am spus, dumnealor au înțeles, că anul acesta mai puțin vor primi sau poate chiar deloc. Au înțeles și pentru faptul că au înțeles, le și mulțumesc. Celelalte biserici o să primească alții mai mult, alții mai puțin, dar poate vom avea și ocazia faptului să intervenim și la Biserica Dofteana, la Adormirea Maicii Domnului, pentru că acolo vreau să fac o construcție destul de mare și utilă. În prelungirea casei praznicale vreau să construiesc un grup sanitar, o magazie de lemne, dar să fac un grup sanitar cum am făcut la Cucuieț, modern. Acolo unde va avea o încăpere mama și copilul, unii vor merge la grup sanitar persoane cu dezabilități, unii vor merge bătrâni, bărbați, femei. Când voi face ceva cum trebuie. Nu pot să mă arunc să spun acum că dau o sumă de bani și să nu mi-ajungă și nu mă apuc de lucrare până când nu voi avea și bani, dar probabil nu va dura mult. Voi face și lucrul acesta acolo. Da. Au alei pietonale, au marmură, au casa praznicală reabilitată de noi, au generator dat de noi, au centrală termică dată de noi. O să facem și celelalte. Da. Dacă aveți discuții cu privire la acest proiect care va fi achitat din bugetul nostru local la parohia 2 Dofteana pentru instalații electrice și termice. Întrebări dacă sunt. Comisia Învățământ. Avis supun la vot. Voturi pentru. Abțineri. Împotrivă. 16 voturi pentru. Punctul numărul 22. Proiect de hotărâre privind propunerea acordării unui ajutor de urgență din bugetul local al Comunei Dofteana domnului Frunză Robert. Domnul Mar? Da. Domnul Frunză Robert este cea persoană care a fost afectată în urma incendiului de pe data de 18.02.2019. Știți cine? La pod la Hăia, care i-a luat foc casa. Domnilor nu erau aici, erau în afara granițelor țării și sunt plecați. La ora actuală, dacă vin acasă, nici n-au unde să stea. Doamne ferește, casa nu era asigurată. Nu mai judec pe mine, dar vin în fața dumneavoastră spunându-vă, n-au făcut solicitare studiului numai dacă se poate. În urmă, am făcut solicitarea, i-am spus eu, să acordăm materiale de construcție, am promis că-i luăm de ce au, până în 50 de milioane. Vă spun spre analiză și aprobare, să acordăm materiale de construcții. În valoare de 50 de milioane. Da, de 50 de milioane. Discuții dacă sunt, întrebări? Comisia? Aviz favorabil. Supun la vot, voturi pentru? Abțineri? Împotrivă? 16 voturi. Punctul numărul 23. Proiect de hotărâre privind propunerea achiziționării a două autoturisme, aproximativ în valoare de 160.000 de lei. Da, ele se numesc autoutilitare, depinde ce autoturisme. 160.000 de lei, asta înseamnă 1.600.000.
Ce vrem să facem? Mașina Renault mai are câteva zile și pleacă pe 12 ani. Săptămâna trecută mi-a lăsat pe la Ardeman și m-a dus la ștangă. Alternator nu se mai găsește cât să se mai facă. Și l-am reparat pe asta să ne mai mișcăm. Mașina de poliție are 10 ani și este în salubră, nu se mai poate merge cu ea. Ieri s-au luat remosul la service, dar în fiecare an am băgat 3-400 de milioane în ea. Ieri ați ajuns. Și vrem să facem așa. Să o predăm pe cea a poliției la Rabla, s-o deschis de 20 de data de 12, s-o deschis procedura. Ieri, da. Să luăm un autovehicul Duster, dar n-aș putea să vă spun că îl dau pe cel nou. Și diferența de bani, să luăm un alt autoturism, tot Duster, adus din Germania. Chiar dacă e second, un număr mic de kilometri, care probabil pe el îl dăm la cineva îl dăm. Deci vă spun spre analiză și aprobare, achiziția două autoturisme. Unul prin programul Rabla și unul achiziționat pe second hand, care să putem să fie mașină de teren cu 4x4, cu încălzire, nu se poate circula cu astea mașini. 10-12 ani, noi avem 12 proiecte la ora actuală, care inclusiv proiectul pe grădinița de la Cucuiescu 400 de clase ne-a venit urmă cu două zile, iar de luni dimineața plecăm la mai multe instituții după avizi. Avizile vin depuse și la Onești, depuse la Pomănești, în mai multe locuri în Bacău, dar sunt o parte care trebuiesc ridicate, cum ar fi, am ținut, probabil trebuia să vă spun la diverse, am obținut aprobarea unui cămin cultural în satul Larga, am obținut finanțarea prin Compania Națională de Investiții și la ora actuală am depus pentru avizie, deci trebuie să și ridicăm, să și depunem. De multe ori plecăm două mașini la loc. Despre asta vorbim. Funcționarea trebuie să meargă în siguranță și să vină cu rezultatele de la județ sau din alte locuri unde meargă. Dacă aveți discuții. Întrebări? Comisia? Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supun la vot. Voturi pentru. Abțineri. Împotrivă. 16 voturi pentru. Punctul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de material lemnos pentru confecționarea de jardiniere și bănci. Domnul primar? Da. Dacă îmi permiteți să vă dau explicații. Propus pe analiză și aprobare să achiziționăm 4 metri cub de material în afară de cei care am propus pentru sicrie. Aceste jardiniere, care le vedeți dumneavoastră, o parte, jumătate din ele au fost în funcție după cum au fost reconstruite. Jumătate au fost construite cu mai mulți ani în urmă, apoi am revenit și am continuat până aproape de scenă. Pe parte și pe alta nici nu mai ține cele becuri care le vedem prinse în coșul lucruri, pentru că nu mai are ce să mai țină că au putrezit. Ele datorită intemperiilor și adâncimilor s-au uzat sau deteriorat. Iar, totodată, vom intra și am intrat deja în reabilitare cu monumentul istoric, iar de aici, din față, din piațeta noastră și până la monumentul istoric, intenționez să fac până la înălțarea Domnului un rând de arcade în formă de cum îți la porțile de fotbal, unde vom pune și vom răsădi mâna Maicii Domnului sau trandafiri care sunt urcători. Monumentul istoric a intrat în reabilitare în regie proprie, scările respective sunt deteriorate, cu oamenii noștri vom pune piatră, vom face alei roată lor, vom înlocui jardinele, cum v-am spus, vom pune altceva în loc de ceea ce este pe aici, punem arcadele și vom construi și bănci. Exemplu, cum am dat la, și trebuie să încheie și un proces verbal pentru asta, am dat 4 bănci săptămâna asta construite în regiune proprie la Biserica Ortodoxă Cucuieț. O să le confecționăm aici, o să mai punem și prin localitate, cât ne va ajunge acești 4 metri cub în funcție de plată și ele vor fi construite de către oamenii noștri. Dacă aveți discuții. Discuții dacă sunt, întrebări? Comisia, buget? Aviz favorabil. Supun la vot. Voturi pentru? Abțineri? Împotrivă? 16 voturi pentru. Trecem la punctul 25. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală de la bugetul local pentru dotarea grădiniței cu 3 săli de clasă de grupă în satul Dofteana, Comuna Dofteana, județul Bacău. Domnul primar? Da. Se propune finanțarea integrală la bugetul local pentru dotarea grădiniței cu 3 săli de clasă de grupă în satul Dofteana, Comuna Dofteana, județul Bacău, prin încheierea unui contract de prelucrare și furnizare jaluzele interioare pentru
peretele armonic, să vă explic de la început. Deci acest proiect a fost făcut cu 3 săli de clasă, dar noi avem 4. 4 săli de clasă ne trebuie, pentru că avem 4 grupe de copii. De ce nu am căpat 4 grupe de copii? Conform normelor europene și a proiectului care sunt și a configurației terenului, respectiv, am făcut doar numai 3. Pentru faptul că trebuie să respecti normele ISU, ca în interior, lățimea scărilor trebuie să aibă cât spune ei ISU, trebuie să avem scări exterior, avem un rând de scări exterior metalice, care în caz de Doamne ferește ceva interi și nu pe terenul, trebuie să avem scurgerea apelor pluviale, trebuie să avem scări cu panta care stabilește ei că sunt copii preșcolari și în condițiile astea au mers numai 3 săli de clasă. Iar prin proiect am obținut de la Ministerul Dezvoltării dotarea 3 săli de clasă. Dar în schimb există o sală mare, multifuncțională, care ia în baza unui glasvant, o putem despărți și facem într-una sală de clasă și în cealaltă sală de întâlniri, de ședință sau activități culturale. Glasvantul ăsta va fi din 6 uși cu un obărlit deasupra, care numai el, din estimări, îi 210 milioane în bani vechi. Vine pe toată lungimea de 6 metri. Așa. El vine strâns 3 uși într-o parte, chiar într-o parte vine sala multifuncțională. Apoi ne închidem, o sală vine multifuncțională și una funcțională pentru o sală de clasă. În condițiile astea, deci dumnealor, că am fost la Ministerul Dezvoltării de câteva ori și au spus destul de clar, să vă văd ce puneți dumneavoastră. Noi ce punem? Punem jaluzele, că avem o groază de geamuri. Noi facem acest glasvant, trebuie să-l facem. Noi pregătim a patra sală, pentru că ei ne dă bănci și scaune pentru 3 săli. Adică ne asigură finanțarea, dar nu trebuie și a patra. Trebuie și a patra, trebuie și mobilier școlar. Trebuie și glasvant și multe alte. Vă supun spre analiză și aprobare, este o valoare estimată 60.000 de lei. Da, domnul Condalina? Da. Dacă aveți discuții. Întrebări, dacă sunt. Comisia Învățământ. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Votul pentru. Abțineri. Împotrivă. Punctul numărul 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin material celor două biserici pentecostale din satele Larga și Dofteana. Domnul primar? Da. Am aici două referate întocmite de consilierul nostru Bobov Gheorghiță și Baciu Sebastian, în care solicită sprijin material sau financiar pentru cele două biserici pentecostale. Eu cu contabil am lucrat la buget, împreună am trecut câte 100 de milioane la fiecare, apoi probabil dintr-o s-o strecurat o simplă informație și s-a trecut 10.000 de lei, 100 de milioane la amândouă, dar nu. Propun spre analiză și aprobare câte 100 de milioane, atât la Larga, 100 de milioane, cât și mara mea la Dofteana, iar de aici lemne și alte materiale necesare care înțeleg că dumneavoastră vreți să vă construiți acolo o magazine, spate sau ceva. Da, despre asta vorbim. Deci vă supun spre analiză și aprobare, au venit cu semnăturile celor ce conduc Biserica Pentecostală, cei de consiliu. Dacă aveți discuții. Întrebări dacă sunt. Comisia vă... Avizul comisiei favorabil. Supun la vot. Voturi pentru. Abține. Împotrivă. 16 voturi pentru. Punctul numărul 27. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pentru încheierea unui contract de lucrări, de reparație și întreținere la Centrul Cultural Multifuncțional Dofteana, interior, exterior și parcarea din dotare. Domnul primar? Da. Centrul Cultural Multifuncțional Dofteana, Casa de Cultură, cum îi spunem noi, este dată în funcțiune din anul 2009. Este funcțional. Are 10 ani. Nu s-a făcut nicio reparație nici interior, nici exterior. În interior s-au stabilit 153 de metri pătrați de reparații. Am introdus între timp 4 aparate de aer condiționat, să da găuri și așa mai departe. Am introdus în exterior camere de supraveghere, s-au dat găuri. Iar datorită intemperiilor, a căzut de sus lambriul de plastic. A fost deteriorat în urma gheții care a fost dată în urmă cu 2 ani. Da. Vrem să-i... La exterior este foarte greu să montez o schelă. Cel puțin către vecinii noștri, este groaznic de greu. Bun, pentru a face acest lucru, vreți să facem o fațadă din var sau din vopsea decorativă, da? Ca să nu mai fie cazul, putem să o spălăm de jos, nu mai fie cazul, dar prima trebuie să facem reparații, apoi vopsea decorativă la exterior. Iar la interior, numai să o învăluim, facem reparații și să o învăluim. Inclusiv zona, casa
scări acolo unde am dat la medici, în chirii și așa mai departe. Iar parcarea din fața farmaciei, de la poarta de la farmacie, inclusiv către vecinul nostru Nea Costache de aici, așa, să o facem cu pavele carosabile, să poți să parchezi mașina în bune condiții și să relocăm acel cămin, este un cămin ridicat deasupra nivelului, să-l dăm jos la o cotă mai jos, să poată să circule normal. Acolo am estimat 130.000 de lei, asta înseamnă 1.300.000, da? Pentru reparații interioare, exterioare și pavele. Cu totul îți banii ăștia, da? 140.000. 140? Aici asta 230. Da. Deci, 40? Trecem 140? 140. Nu, ele o să fie de vizile făcute, de lucrări, situații de lucrări, exact ce s-au făcut. Da. Dacă sunt discuții, întrebări, comisia, buget, favorabil. Supun la vot, voturi pentru, abțineri, împotrivă, 16 voturi pentru. Punctul numărul 28, proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unui grup sanitar și a unui vestiar la Căminul Cultural din satul Cucuieț. Domnul primar? Da. Am hotărât să intrăm cu acest cămin într-o reparație și el are... Nu rețin, de oricum are peste 8 ani, aproape de 10 ani, când a fost reabilitat în totalitate. Cândva au fost din donații și sponsorizări făcută încălzirea prin acei ventiloconvectori care erau puși undeva la mânălțime ca să nu poată să-i distrugă. La ora actuală am hotărât în felul următor. Am dat jos în regie proprie, bineînțeles, ventiloconvectorii. Vom face o instalație roată jos, iar pe scenă vom monta două sau trei caloriferii cât va fi nevoie și acei ventiloconvectori pe perete, pentru că nu mai avem acele mese care le avem montate, avem mese rotunde, avem scaune și nu mai prezintă un pericol, nu se mai dă discoteci când nu mai e voie, dar nu avem grup sanitar. Grupul sanitar, știți unde era cumva dincolo drumul și era așa cum era, nu mai vorbesc. Am luat următoarea hotărâre, decizii, consultându-mă cu specialiști. În partea stângă, unde era vestiarul și se depunea vesela, de la cămin care am dat-o tot noi, am construit un alt vestiar cu raft din termopan, vestiarul este tot din termopan, la intrare în căminii mea, pe partea stângă, care îi putea 80 de centimetri lățime de toată lungimea până în primul cea de stânga, cei care ați fost vedeți sau care o să mergeți, și acolo ducem toată vesela, curat, frumos, cu iluminat, toată vesela. Iar în locul acelui raft care a fost înăuntru, avem două centrale electrice, avem acolo putere instalată, destul de, avem 380 și acolo. Construim un grup sanitar cu 3 sau 4 și un pișoar, 3 sau 4, mi-am amintesc că am făcut o schiță, cabine, bărbați, femei și un pișoar, dotat cu oglinzi, cu un hol, cu chiuvete, uscătoare de mâini, conform normelor europene. Și o fosă septică, care deja am mai gestionat-o, de 5 sau 6 tone din fibră de sticlă, care o vom îngropa pe acel drum, care, drum, acel teren vacant care este proprietatea Oatelor Ofteana Domeniului Public. Săpăm luni dimineața, dacă vremea ne-și ajută, o îngropăm, turnăm o placă de beton și ea este funcțional, poate să trec orice pe ea, ea e bine băgată la adâncime. 6 tone, pentru 10 evenimente care sunt dotate în într-o reumă și o dată. Bineînțeles, instalații de apă și tot necesarul că este acolo. Cât am estimat, doamnă? 55. Deci, 550 de milioane. Da. Da. Avem primul eveniment, când deja nu puteam să reprezentăm pe nimeni, pe data de 29 aprilie, cineva o solicită, face o nuntă pe trecere, cineva din Cuieț, și aș vrea până atunci să fie și gata. Bineînțeles, gresii, faianță, tot ce există acolo. Dacă aveți discuții. Deci sperăm până la 1 mai să fie gata. Urgent. Întrebări, dacă sunt. Comisia Buget. Aviz favorabil. Supun la vot. Voturi pentru. Abțineri. Împotrivă. 16 voturi pentru. Punctul numărul 29 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind finanțarea integrală de la bugetul local cu alocarea sumei de 26.000 de lei în urma actualizării prețurilor din SICAP, internet și oferte de la operatorii economici pentru grădinița cu 3 săli de clasă de grupă din satul Dofteana, comuna Dofteana, județul Bacău.
Da. E vorba despre, iarăși revin la această grădiniță, cu trei săli de clasă, cum v-am spus. Am spus că la a patra o facem noi. Acum aici, la a treia, trebuie estimativ 260 de milioane. Din ce motiv? În baza ordonanței de guvern 114, prețurile din 2016, când am făcut proiectul 2015-2016, când am făcut proiectul, erau alte prețuri, a pus alte prețuri. La acest moment, pe internet, nu mai corespunde aceleași prețuri. Diferența este, care v-am spus, 260 de milioane. E vorba de dotările care sunt aici. Ministerul Dăci a aprobat indicatori tehnici economici la momentul respectiv. Diferența trebuie să o punem de la bugetul local. Și diferența o estimăm luând de pe internet valorile și estimativii de 260 de milioane. Dacă vezi. Întrebări dacă sunt? Comisia Învățământ. Supun la vot. Votul pentru. Abțineri. Împotrivă. 16 voturi pentru. Punctul numărul 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării lucrărilor de reparații la școala gimnazială Cucuieț și Larga. Domnul primar? 30. Bine. Deci, cu un an în urmă, în vara anului sau toamna anului 2018, am avut un referat întocmit de doamna directoare, în care a solicitat niște reparații acolo. Bineînțeles, reparații respective nu puteau fi efectuate, întrucât bugetul era aprobat și nu se putea. Ce era de făcut sau ce este de făcut acolo? Care la ora actuală i-am făcut două adrese scrise cu doamna, până la urmă, într-o lumezeie, a reușit să meargă pe ei. Da. E vorba despre demolarea coșurilor de fund de la școala Cucuieț, care prezintă un adevărat pericol. Sunt 7 sau 8 coșuri de fund, acum nu mai avem sobe acolo, vin imediat jos. Deci demolate, dar în momentul cu unul demolesc, trebuie să scoți toți și din pot și nu ai cum, că tabla lindă este dintr-o singură bucată, trebuie să schimbi și bucățele peste totul. La 7 sau 8 că sunt, trebuie să pui totul. Totodată, datorită înghețului, datorită intemperiilor, ulucele au căzut jos, o parte din ele, bineînțeles, cu bazia de dedesubt cu totul și trebuie și înlocuit, așa zisa, steriala care vine roată și completarea cu alte luci care, și cădici care au fost deteriorate. Altceva. Tot la școala, hai să spunem Larga, dar ea este școala Cuiescu, cu personalitate juridică, e vorba despre gardul de la vecinul, este Bartolomei Nicolae, care s-a lăsat pe o parte. Există o diferență de nivel acolo, trebuie să construim un zid din bolțar de zgură, apoi stâlp din țeavă rectangulară și prefer să punem plasă, plasă nu plasă bordurată, plasă de clasă altă care este elastică și rezistă, și deci trebuie să construim gardul acolo. Încep așa, demolarea coșurilor de fum și înlocuirea ulucelor și a baziei 18.000 de lei. Deviz. Se propune aprobarea finanțării lucrării așa. La Gardansk luăm material și îl facem noi, în regii proprii, anul ăsta, dacă mai putem. Dar coșurile de fum, bazia, ulucile, toate materialele, 850 de lei. Dacă aveți discuții. Întrebări dacă sunt referitor la acest proiect. Comisia Învățământ. Supun la vot. Votul pentru. Abțineri? Împotrivă? 16 voturi pentru. Punctul numărul 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de lucrări de instalații electrice și furnizare echipamente. Da. E vorba despre se propune achiziția unor lucrări de instalații electrice și furnizare echipamente cu 150 de lei. Deci în toată localitatea, din informațiile pe care le am de la cei 12 consilieri, au venit mai multe referate care au spus câte lămi mai trebuie să le putem înlocui pe toate, inclusiv pe uliți, inclusiv să mai punem în unele locuri, cum am pus săptămâna asta, cât a spus doamnă, la Brăduș Jutrăreu. Patru a spus. Patru. Verne. Patru. Da? Și la Begenaru. Da. Așa. Deci, vă supun spre analiză și aprobare să achiziționăm 150 de lămpi noi și să înlocuim în toată zona, să avem numai lemn cu lemn. Doamna contabilă vă poate confirma, a scăzut mult factura la energie pentru că ele sunt economice, a scăzut și pentru faptul că noi am pus la licitație furnizarea de energie electrică și luăm de la o firmă care a venit cu valoarea cea mai mică,
Și m-a informat contabil, la anul trecut am făcut economii de vreo 500 de milioane, dacă nu mai bine. În condițiile când s-o și extins. Da, bineînțeles. Deci nu mai e o lampă, dar una nu. S-a dublat morul de lent. S-a dublat, da. Avem până la ora actuală în jur de 1500 de lent care le-am cumpărat, plus astea care sunt de acum, dar trebuie să luăm în calcul că acum am estimat 2 miliarde, da? Da. Da, o lampă de asta cu manoperi, tot să vii să o montezi, se duce peste 900 lei, 9 milioane. Dar în schimb e garantată 3 ani de zile la un fulger, la un trezde sau s-o defectat, timp de 3 ani de zile îi spune alta nouă. Cu aceste lămpi, nu prea am văzut din nominat așa în județul Bacău cum avem noi, așa mă refer la localități, la comuni, și cu economie și e de calitate bună și totodată sunt și în garanție în 3 ani de zile la zile localității, acum 2 ani, sau cum a fost, la un fulger, la un trezde, mi-au ars 9 la rând, toate 9 mi le-au adus. Dar bineînțeles, ne-am ridicat și o problemă. Domnule, stai și oia, că nu mai e în garanție, dacă mi se arde nouă odată și 9 milioane, unde am ieșit? Nu. Ele au doar niște rezistențe în interior, care rezistența respectivă, fiind afectată, costă până în 50 de lei. Înțelegeți? Da. Sunt de calitate și nu cred că ne permite să luăm lucruri care nu sunt de calitate și sunt ieftine. Dacă aveți discuție. Întrebări, dacă sunt. Societatea care ne furnizează de ele, se cheamă Monson, este de la Constanța, este da, sub Monson, societate. Da, colaborăm și anul ăsta în continuare. Iar am pus acum a doua oară. Da, nu ne-au modificat prețul de... Da, foarte accesibil, lucrăm da. Foarte bine cu ei, prețuri bune, facturează la timp, noi suntem corecți, scriptăm bani la timp. Da. Întrebări, dacă sunt. Comisia Buget? Aviz favorabil. Supun la vot. Voturi pentru? Abțineri? Împotrivă? 16 voturi pentru. Urmează cele 3 puncte suplimentare. Nu le-a adus. 2. Alea cu Zmoldu, da, da. Alea cu Zmoldu l-a prezentat la... Da. Despre ce este vorba? Se propune finanțarea de la bugetul local în sumă de 100.000 de lei, deci de 1 miliard, pentru servicii de cadastru, pentru începerea și demararea realizării planurilor parcelare și a planului de încadrare în TALA privind emiterea titlului de proprietate la hotărârile Comisiei Județene numărul 2376, 5812, 8929, 9350, 9809. E vorba despre pădurea de la Cuieți. Aveți ceva de clar? Dacă stăm un pic... E vorba despre ce? Măsurători cadastrale la pădurea din Salcuieț, vă propun spre analiză și aprobare 100.000 de lei, asta înseamnă un miliard în bani vechi. Noi am mai dat un miliard din bugetul local cu mulți ani în urmă. Pentru ce? Era vorba despre ce? S-a depus în baza legii, în mai multe legi care au fost date la Revoluție în pace, ultima, dacă nu mă înșel, a fost legea 247, a fost legea 10, legea 165 și multe legi care au fost date la baza retrocedării suprafețelor cu vegetație silvicolă, s-a depus 488 de cereri. Nefiind schiță cadastrală, trebuie să identificăm persoanele, cine sunt și unde au. Cu miliardul care l-am avut și l-am dat atunci, 2009-2010, cam așa. Am identificat nume și prenume, suprafețele, unde sunt. În baza actelor din 1933, care au stat la baza instrumentării, sau stau la baza instrumentării actelor care vor fi făcute de acum încolo. La ora actuală ce vrem să facem? Vrem să facem schiță cadastrale pe fiecare persoană identificată. Pentru că fiecare a auzit la televizor sau s-a pus un afiș să depună cereri pentru a primi suprafețele de pădure. Au depus și care au avut dreptul și care nu au avut dreptul, pentru că așa au înțeles dumnealor. La identificare nu mai sunt aceleși persoane, pentru că când am ajuns în teren, am spus, cum te numești? Așa, cu cine erai vecin? Păi stai să-l aduc pe bunicul. S-a stabilit cine era vecin și acum mai avem în mare. Dar între timp s-a dat o validare, și nu numai una, vedeți dumneavoastră, bine am citit, a Comisiei Județene. Și n-aș vrea să spun nimic către nimeni, dar s-a dat așa, cam cu ochii închiși. Deci o validat, nu în teren, în birou. Nu corespunde ce o validat din birou cu terenul. O validat și persoane care nu are nicio legătură cu pădurea. La mai multe ședințe de
de Rofuncia, împreună cu doamna secretară, s-au constatat lucrurile astea, că aceste persoane poate să ne dea pe noi oricând în judecată. El a depus cerere și noi nu putem să le invalidăm la ora actuală pe el, pentru că el a depus cerere, a fost validat în baza unei hotărâri a Comisiei de Fond Funciar și de stabilirea dreptului de proprietate a județului Bacău și nu ai cum să-l invalidezi până nu vii cu fapte. Și anume, trebuie să facem măsurătorile cadastrale, să stabilim exact pe măsurători cadastrale ce suprafețe sunt. Și cui. Exact. Stabilim suprafețele pentru că cândva în 1988, dacă mi-aduc bine aminte, până atunci era pădurea cetățenilor din Cucuieț luată în administrarea primăriei Dofteană. Primăria avea pădurar și o păza la momentul respectiv și o exploata în regim silvic. Când o predat-o la direcția silvică a județului Bacău, o predat-o în baza unui proces verbal. Și baza procesului verbal era așa, de 723,66 hectare. Atât o predat la momentul respectiv primăria Dofteana către direcția silvică a județului Bacău, RNP. Fără să măsoare, nu se măsura atunci nici cu aparatură specială, nici cu GPS, nici cu nimic. S-a predat așa. Momentul Revoluției 1989, când oamenii și-au luat pădurea înapoi și s-au dus fiecare la locul lor, nu știa că au avut hotare de la bunici și de la răzbunici, din 1933. S-au dus acolo. În momentul când s-au dus acolo, noi am intervenit cu 8-9 ani în urmă și am să o măsurăm, să identificăm persoanele. Și la momentul respectiv, nu ne-a mai ieșit suprafața care era și a ieșit 679 de hectare. Și faceți calculul, de la 679 la 723 sunt câteva zeci de hectare care nu sunt. Și am chemat pe cei de la Ocolul Sidor, mă, indiferența de suprafață. Bineînțeles că n-avea cum să ia pământul, hai că a dispărut pădurea. Dar pământul unde este? Nu a fost. În condițiile astea ce trebuie să facem? Noi. Noi trebuie să facem măsurători cadastrale. Făcând măsurători cadastrale, atunci știm proprietarii, știm punctele și atunci vom ști suprafața pe milimetru pătrat. Ce suprafață are numitul camară, ce suprafață are celălalt și așa mai departe. Dar costurile acestea din informații pe care le am, pentru a face și o cartografie, o hartă, după cadastre și după proprietari, se duc la peste 3 miliarde de acum încolo. Eu estimez pe anul 2019, cât putem cheltui, că nu este simplu, la ora actuală, în momentul când îl chem să vină la pădure, îi dai citații în scris, când îi dai citații în scris, el nu, domnule, am tăiat-o și nu mai trebuie și nu vine. Nu poți să întomești o schiță cadastrală dacă nu este proprietar acolo. Nu poți să întomești o schiță cadastrală dacă nu scoate adeverință de la unitatea administrativ teritorială faptul că el o are declarată. Nu poți să întocmești o schiță cadastrală dacă nu semnează procesul verbal de bună vecinătate. Nu poți să întocmești o schiță cadastrală pentru că vor veni 2-3 persoane și acele 2-3 persoane nu sunt din Dofteana, că ei vin măsurători de luăm de servicii de achiziții publici și nu știi cine este persoana respectivă. Și mi-ai trebuie 2-3-4 persoane să informeze că el se duce în Ursoaia, în Pupăsa sau în dealul Codului, nu se duce el să măsoare într-una din zile și el nu știe unde stă clopotarul, unde stă ungureanu sau celălalt. Trebuie persoane de legătură. Eu am spus în mare, cine măsoară în Dofteană și le-am spus, vă căutați persoane care îi știe, îi identifică și îi plătiți voi din banii care vi dau. Eu nu pot să mai dau un om de la primărie, doi, să vină după dumneavoastră să vă ducă și în punctul numit. N-am cum. Deci nu mai am de unde. Bun. Deci v-am întocmit toată documentația în baza unui contract pe care îl facem cu ei, până în faza depunerii documentelor la Comisia de Stabilire a Dreptului de Proprietate a Județului Bacău. Deci le face pe toate, cu toate riscurile și le depune acolo. Pe tarla. Ce înseamnă pe tarla? O tarla poate să fie formată, de exemplu, numai Ursoaia sau numai Dealul Codului sau numai Măgura. Se formează o tarla. Sunt 20 de persoane acolo. Format tarlaua are 20 de cadastre. Le depune la Comisia de Stabilire a Dreptului de Proprietate și tot așa. Nu face ce. Dar la urmă, cum prevede legea, trebuie să te închei în suprafața de 723. Că așa am preluat un proces verbal, așa am dat-o și am preluat-o. Și nu mai ies acum. N-ai cum. Și atunci vom vedea despre ce este vorba. Tot eu o rezolv și pe asta. Pentru că între timp m-am ocupat de toate lucrurile astea și am găsit că în anul 1933 persoane din satul Cucuieț au vândut la 10 persoane din Vâlcele, care aparțin de orașul Târgu Ocna,
Cei care aparțin din orașul Târgu Ocna, fiind din Vâlcele, au obținut un titlu de proprietate de la Unitatea Administrativă Teritorială Târgu Ocna și au un titlu de proprietate, persoanele respective. Da. Din 723 i-a duc pe respectivii, că i-am adus aici, dar el spune, domnule, eu muștenesc de la socul meu, dar a murit. Și este ginele sau știu cine este, greu de identificat și undeva ne-am împotmonit și acum a reluat-o de la capăt. Și în situația asta, ei, totuși ne ajută pe noi o problemă. Din motivul ăsta n-am început cadastrul sistematic în Cucuieță. Pentru că pădurea, în momentul când o măsurăm, se află în dreptul fânațului fiecărui. Și dacă el n-are fânațul măsurat cadastral, putem să venim la fiecare cu 2, cu 5 metri și ieșim la 723. Pentru că și așa, fânețele peste tot au rămas împădurite, fiind nemuncite. Și se schimbă categoria de folosință și atunci ne încheiem pe 723 de hectare, da? Vom avea titlu de proprietate și schiță cadastrală pe 723 de hectare cu 166 sau nu știu cât de proprietari. Când ai schița cadastrală, atunci se validează pe schiță cadastrală și se invalidează cei care au depus cereri după ureche. Mă iertați de expres. Despre asta vorbim. Din aceste motive, vă supun spre analiză și aprobare din bugetul anului 2019 deocamdată 1 miliard, când o măsurat până acolo, vom vedea ce se va întâmpla în continuare, dacă mai are timp să continui sau dacă noi mai avem bani să le mai dăm sau dacă nu, altceva. Va fi voletificare sau alți bani. Dacă aveți discuții, vă rog. Întrebări, dacă sunt. Întrebări, trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri. Împotrivă. 16 voturi pentru. Da. Am un referat aici care ar fi ultimul punct, da? Da. Întocmit de consilier de acolo, Mihăiță, da? Cu 11 semnături în satul Hădean. Reabilitarea fântânii de la Antohi, de strada Troiții, da? Da. Care este la drumul mare, aflându-se într-un avansat stadiu de degradare, mă refer la acoperiș și ghizdele care sunt acolo. Am vrea ca să rămână amprenta pe noi, să o facem noi cu sumele noastre. Nu știu cine va costa, dar poate o facem în regii proprii. Mă refer că am mai făcut de astea să o întreținem și să o reparăm. Iar dacă este cazul, tabla aducem un meseriaș. Nu o să pot să mă gândesc prea mult și să reabilităm acea fântână pentru că merită. Dacă aveți discuții pe baza acestui proiect. Întrebări, dacă sunt. Supun la vot. Voturi pentru. Abțineri. Împotrivă. 16 voturi pentru. Deci astăzi s-au epuizat 33. Deci aici vor ajunge cei 331,70 de miliarde. Voi explica ceva și doamna contabilă, dar vă dau explicați și 51 de miliarde vor fi salarii, indemnizații, dar doamna, mult, 51 de miliarde. Aici nu sunt prins ceilalți a profesorilor care tot de la bugetul de stat vin și ei în hotărâri judecătorești au obținut numai dofteana. Privesc 3 miliarde anul ăsta din diferențe salariale și hotărâri judecătorești, doar 30%. Faceți calculul că trebuie să mai dea până la sfârșitul anului, că au hotărâri judecătorești. Și vor primi în 3 ani consecutivi? Conform legii. Da. Deci sumele de bani pe investiții, sumele de bani pe bunuri și servicii, sumele de bani pe reparații. Ați văzut în buget, avem și pugul. Anul ăsta trebuie să fie gata pugul, care trebuie să mai dăm 90.000, 900 de milioane. Așteptăm multe aprobări și așa mai departe. Dar, oricum, va ieși. Toți banii ăștia ați văzut de unde vin. Câți vin de la Uniunea Europeană, câți vin de la Ministerul Dezvoltării. Iar cei care vor veni și astăzi vom semna 51-52 de miliarde eligibili pentru această școală, urmează procedurile de licitație, urmează persoane care se vor ocupa în mod special de aceste proiecte, pentru că avem foarte multe. Avem proiectul cu căminul de la Larga, care el, probabil după ce luăm
avizele necesare, lucrarea va fi pusă la licitație, dar nu de către noi, de către Compania Națională de Investiții și acolo trebuie să venim și noi cu confinanțare. Avem grădinița cu 4 săli de clasă de la școala cu cuiesc care ne-a venit proiectul și Ministerul Educației va pune la licitație această grădiniță, dar noi trebuie să venim cu o confinanțare de 9 miliarde. Care acești 9 miliarde nu i-am prevăzut în buget, dacă ați văzut. Am prevăzut doar o parte, pentru că noi trebuie să facem acel zid de protecție acolo, noi trebuie să construim un teren de sport, noi trebuie să aducem utilitățile, apă, energie electrică, împrejmuire, parcare, toate condițiile necesare unei grădinițe, conform normelor europene. Noi trebuie să demolăm pe banii noștri grădinița care vedeți în picioare și să relocăm copiii în altă parte, dar n-aș putea să vă spun, conform procedurilor de licitații, dacă se va întâmpla ceva anul ăsta. Pentru că anul ăsta se vor face multe acte. Bine ar fi să termin licitația, să apuce ceva. Dar chiar dacă s-a făcut ceva, nu termină anul ăsta, n-are cum. În schimb, noi avem timp să facem zidul, pentru că nu se poate face recepția fără zid, fără teren de sport și nu putem să blochez banii în buget, atâta timp cât nici licitația nu a avut și nici avizele nu le aveau. Așteptăm să ne vină documentația pentru sala de sport, să începem avizele și cu sala de sport pe care o vom construi vis-a-vis de Părculeț. Iar am observat așa, când m-am uitat la dumneavoastră, când a spus doamna contabilă, proiectul ăsta îmi este drag tare. N-ați întrebat niciunul. Unii s-au prevăzut niște sume de bani acolo. Cât e valoarea totală? Cât e valoarea totală? 200. Nu, e 500. 500. Modernizare și transportare. 53 de miliarde. Deci e vorba de Fondul Național de Investiții, care noi facem aceste proiecte care ajung cam aproape 3 miliarde și doamna contabilă s-a bucurat pentru că trece asfaltul pe la dumneavoastră la poartă. Despre asta vorbim și o canalizare. Deci e vorba despre aceste drumuri care se vor moderniza, sunt proiecte de viitor. Dar noi trebuie să... Deci la ora actuală am întocmit... Nu, se lucrează la studii de fezabilitate, se lucrează la celelalte documente și avize, așa, dar cuprinde așa. Valea Codului la Cojocaru Ion, preluând din actualul asfalt care se va turna, pe la doamna contabilă de la poartă, o canalizare cu rigolă dalată și asfalt, care va face insula respectiv Valea Codului pe Cărpiniș și va reveni înapoi. Apoi se va urca pe podul Saratu, da? Saratu, care îl construim acum, până în capul satului. Așa, apoi va fi asfaltarea de la Bogata, de la groapa cu furnici până capătul uliță, de la pod de la Contoi, ulițe la Costel Țitrea și continuitatea drumului agricol, care a fost făcut prin măsura 1-2-5 drum acces agricol de exploatare, din câmpul Doftene și până la Biserica 2 Dofteana. Până la Biserica 2 Dofteana. Ăsta va fi Fondul Național de Investiții, care noi suntem într-o fază avansată cu acest studiu de fezabilitate, care în cursul anului acesta vom avea inclusiv proiectul tehnic, banii o să-i primesc în ziua când voi avea autorizația de construire. Până la autorizația de construire, aici o trebuie să facem studiu geo, toate studiile tehnice, contracte cu firme de consultanță, contracte cu firme de asistență tehnică și multe, multe altele. Și am prevăzut sume de bani și aici. Din motivul ăsta, a făcut o paranteză doamna și nu m-ați întrebat niciun. Nu e nimic secret, totul este și auziți fiecare dintre dumneavoastră. Am întrebat, dar noi ne-am prins. Foarte bine. Păi tot dumneavoastră trebuia să vă vedeți că ați votat. Da. Inițierea proiectelor astea, dar nu știați că râde doamna contabilă din motivul ăsta. Noi am mai avut, ea știe de ce râde. Am mai avut proiect de felul ăsta, am avut consiliere aici în Consiliul Local care îi trecea asfaltul pe la poartă, dar sunt vreo trei. Înțelegeți? Care nu vreau să ridice mâna. Cu mulți ani în urmă, am o veche în Consiliul Local, știți și dumneavoastră. Da, nu, dar acum are asfalt la poartă, e foarte bine. Bun. Aș vrea să vă aduc la cunoștință eu și după aia vă dau și cuvântul dumneavoastră, să vă informez doar câteva lucruri care se mai întâmplă în Dofteana. Până la ora actuală, deci tot s-a vorbit. Acum avem fapte și putem să discutăm.
despre cadastru sistematic gratuit. Cadastru sistematic gratuit l-am început de la un capăt. Adică, despre Dărmănești către Dofteana. Până la ora actuală, la primăria Comunii Dofteana se află 97, aproape 100 de cadastre făcute gratuit. Deci 100 de cetățeni beneficia de cadastru gratuit din Dofteana la ora actuală, dar poate alții sunt, că am observat în acte, cineva era de prin Pârgărești, cineva era de prin Dărmănești, pentru că are teren aici și se află în proiectul urbanistic general al localității, fie el în extravilan, a fost prins fiecare. Ce trebuie să facă? Mă adresez și probabil mă aud o parte sau toți. La cerințele noastre și la momentul respectiv o să fac adresă către toți să se prezinte aici toți, să le dă explicații necesare, cu documentele pe care le voi da eu, care le am de la Oficiul de Cadastru, se va duce și va ridica cartea funciară, cadastru și extrasul de carte funciară și vine cu el acasă gratuit în buzunar. Mai avem de ridicat câteva loturi, dar astea în funcție de măsurători, când măsurăm de 2-3 ani, în funcție de măsurători. Când ne anunțe, e gata, în momentul când s-a terminat, că nu poți să predai la Oficiul de Cadastru, trebuie să fie toți. Nu faptul că am avut 7-8 persoane care era foarte greu de identificat. Și dacă cele 7-8 persoane nu le găseam, se trecea în locul lor proprietatea publică a statului. Și ne emitea cadastru și carte funciară pe noi, dacă nu identificai proprietarul. Pentru că foarte mult, spun așa, sunt afară granițelor țării, nu mă interesează. Nu ne interesează, dar vedeți că ne interesează pe noi. Pentru că mulți dintre ei nu l-au avut trecut și la identificare am întrebat din aproape în aproape că ne-am identificat pe toți. La ora actuală nu avem nicio persoană care să nu fie identificată, pentru că am avut persoane care s-au ocupat în mod special de așa ceva. Da. Deci vă informez că avem până la ora actuală 100 de cadastre care sunt gratuiti și pe traseu mai sunt care de acum încolo vin. Mai departe. Știți de ce? Vă spun lucrurile astea, știe toți, că mulți știți ce spune. La primării sunt persoane care plimbă două hârtii. Două hârtii nu vin 100 de cadastre. Trebuie să te duci să identifici, să vezi unde este persoana, în ce țară se află și număr de telefon să-l cheme acasă, să facă procură la o persoană, să te reprezinte, să scoată cadastru, să participe la măsurători, să semnezi procesul verbal de bună vecinătate. Deci asta fac acele două persoane, trei care plimbă două, trei hârtii. Să mai vorbești lucrurile astea, nu știu în ce unități administrative, dar aici nu se întâmplă la noi. Rezultatele sunt cele care le vedeți. Avem cât al patrulea sau al cincilea proiect european, care se derulează. Dar nu vorbesc că avem și celelalte prin Ministerul Dezvoltării, care, într-adevăr, se derulează toate. Din iarna, sau mai bine zis, din toamna anului 2018, ați fost aici și ați participat la toate ședințele și ați văzut că a fost o mare discuție și dumneavoastră ați propus analiza activității școlare cu personalitate juridică de statul Cucuieți. Am făcut o adresă în baza hotărârii Consiliului Local care ați aprobat-o, că dumneavoastră ați solicitat către Inspectoratul Județean și m-am dus și eu după 30 de zile să văd dacă s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat următoarele. Când am ajuns acolo, dumneavoastră, era în faza de evaluare a copiilor care s-au dat simularea, clasa 8. Așa. Nu putea să vină în timpul de 30 de zile, dar au venit imediat. Sunt 2 săptămâni de când să fac verificări la școala Cucuieți. Acolo unde am fost chemat eu în calitate de primar într-o zi, mai mulți părinți, unii au primit chestionare, se analizează zi de zi, dar nu știu care este rezultatul. La prima ședință a Consiliului Local, dacă voi intra în posesia procesului verbal de constatare, vi-l aduc cu siguranță. Nu pot să vorbesc din surse nimic, dar pot să vă informez despre demisia doamnei director Gâtu Sorina, în urmă cu o săptămână. Începând cu data de 24 aprilie 2019, postul va fi vacant de director. Asta înseamnă de pe 25 până pe 24 funcționează, probabil până atunci durează verificarea, n-aș putea să văd. Între timp, cu multe luni în urmă, 2018-2019, juriștii noștri de aici și-au debutat doamna juristă care o avem nouă acum, o deschis o acțiune în instanță în baza legii 544 privind decizia, răspunderea decizională.
faptul că la niciun, la nicio adresă nu ne-a răspuns doamna directoare, faptul că nu colaborează, nu ne-a pus la dispoziție componența Consiliului de Administrație cu prevederea și alte documente justificative. De două ori am acționat o instanță, primul proces l-am câștigat săptămâna trecută, că să vă uitați pe portalul instanței și cândva o să-l avem și pe următorul, n-aș putea să vă spun, dar o să-l avem și pe următorul. Următoarea problemă care vreau să vă informez. Vedeți pe toate rețelele de socializare, mă povestesc, eu cu Castelul Ghica, nu știi lumea ce am făcut și așa mai departe. V-am spus și am pus și pe știri Dofteana, să știe toți, și vă informez în ce fază ne aflăm. Prejudiciul de 375.000 de euro care a fost analizat și fixat și semnat de către reprezentanții Curții de Conturi din anul 2005 a creat efecte juridice. Și în această situație suntem și la ora actuală. Cum? Cu aprobarea Consiliului Local, dacă ne amintesc, cred că dumneavoastră, tot dumneavoastră erați când ați aprobat să... Da, dumneavoastră erați... Să dăm pentru nulitate absolută în judecată, lucru pe care l-am făcut, constatând din rechizitorul de 281 de pagini multe nereguli. Ne-am adus la cunoștința avocaților, juriștilor, pentru că 6.660 de metri pătrați din total de 11 hectare a fost trecut teren neproductiv, iar avea calitatea de parc. Calitatea de parc, un parc este populat cu mai multe specii, așa, terenul neproductiv este un teren care are valoare de impozitare zero și un teren neproductiv, pentru cei care nu știu cum sunt stâncile din Piatra Folie pe larga, cealaltă de la Argintărie și multe altele, așa, sunt cu valoare de impozitare zero. Ori un parc cu pădure de peste 70 de ani, 80 de ani, cu specii diferite, specii așa cum sunt în parcul dendrologic din peste 660 de țări, atât din Europa, cât și din alte continente, nu poate să fie teren neproductiv. Am solicitat instanții să ne permită o expertiză în acest sens. Ne-a acceptat, am făcut o expertiză și expertul s-a pronunțat în felul următor. Terenul este considerat teren curs construcții, cu vegetație silvică forestieră, cu specii de înaltă valoare. Așa scrie acolo. Și a depus documentația la judecătorie, la tribunal, la Bacău, cred că nu mai rețin exact unde, da? Expert a depus-o acolo, iar dumneavoastră au invocat că acel teren la momentul respectiv era teren intravilan. Nu, era teren extravilan. Noi am scos din pugul localității din 1970 și terenul este intravilat. Este invers ceea ce au spus dumneavoastră. Am pus la cunoștința avocaților și a dumnelor ambilor părți, documentația care vedeți, și așteptăm, la ora actuală am solicitat în mod special încă o expertiză pe specii. Un castan nu poate să aibă aceeași valoare cum a trecut dumnealor, că e valoare teren neproductiv. Și atunci va hotărâ instanța. În această situație ne aflăm noi, unitatea administrativă care eu o reprezint astăzi și trebuie să ne încărcăm cu multă răbdare și vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Va hotărâ instanța. Da. În mare, slavă Domnului, am avut mulți bani de împărțit, dar toți sunt pe hârtie, trebuie să înțelegeți. Da. Asta nu se va întâmpla mâine. De acum încolo, mai avem vreo 9 luni de zile, dacă nu 10 luni, nu, 8 luni de zile până la sfârșitul anului. 8 luni de zile, banii ăștia trebuie să ajungă așa cum i-ați repartizat. Eu am primit banul cu atât și un de specialitate și dumneavoastră l-ați aprobat. Nu este ușor, aproape 400 de miliarde, nu este chiar așa de simplu, numai să-i scrii, apoi să-i pui sau să lucrezi și noaptea sau dimineața la 4 eram la 10. Dar
Nu este nici imposibil, pentru că avem forță și putem. Dar ei vor ajunge în investiții și eu sper, la fel probabil ca și dumneavoastră, că localitatea noastră, până în anul 2020-2021, se arată altfel. Acum eu vă ascult pe dumneavoastră, dacă aveți discuții. Deci dacă nu aveți discuții, v-am spus și repet. La ora 14, din cei de la ABR Nord-Est, aici, în această sală, se va semna contractul de 1.100.000 de euro. Proiect operațional regional. Da. O problemă care e bine ca să ai și contractul cu tine, chiar o uitasem. Mă dumneavoastră să vă uitați, dar vreau să vă informez și vă promit că am să vă informez la fiecare ședință a Consiliului Local. La ședința Consiliului Local de data trecută, o parte din consilieri și-au rezervat dreptul să voteze acei 50 de lei, reprezentând taxa de salubritate, pentru cununile civile. Media în localitatea noastră se căsătoresc cam 70 de persoane pe an. Dreptul dumneavoastră a fost, era vorba despre 35 de milioane în bani vechi. Da? Să vă spun unde ajunge acești bani. Ei ajung și așa ajung că proiectul trebuie. Să vă spun ce bani se încasează și ce s-au încasat. Și aș lua așa, 2017. Aveam 93 de lei pe an de gospodărie. Salubritate? Da. De încasat 433,598. Deci 4.335. S-au încasat 3.300.000. 1 miliard lipsă. 1 miliard și. Mai departe, 2018. 100 de lei de gospodărie a fost, da? Trebuia să încasăm 4.500.000. Și am încasat 3.600.000. Iarăși 1 miliard, 925.000. Lipsă. Dar noi l-am acoperit. Nu din altă parte, decât la ceilalți oameni. E vorba de ce? De aceea 800, 900, 1000 de oameni care nu dă. Mai departe. 2019. Persoane fizice, persoane juridice. Cât ar trebui să încasăm? 504,035. Deci 5 miliarde. Până astăzi, până vineri, s-au încasat 239. 2.390.000. De la persoane juridice, 77,77. 770 de milioane. Da? De la toate persoane juridice, 48,613. Deci nici 500... nu. 48,613. S-au încasat. Iertați-mă. Bine. Taxele pe 2019. 70 de lei de persoană. Pe an. 135 de lei, 2 persoane. Pe an. 150 de lei, 3 persoane, tot pe an. Și 180 de lei, 4 persoane, la 4 persoane. Și peste. A. Și trebuie, ar trebui să încasez 504. Dar iarăși, punem 1 miliard și ultimii 3 ani, sunt 3 miliarde cu anul ăsta. Așa? Și vreau să spuneți, doamna contabilă, cât am plătit anul ăsta până astăzi, cu noi. Am plătit 385. Luăm în calcul 385. Diferența de anul trecut. Diferența de anul trecut, care ați emis hotărârea în ianuarie, sunt aproape 2 miliarde care vin din subvenție din bugetul local. De la noi. Eu vă întreb facturi de pe ianuarie și februarie. Deci în ianuarie am plătit 33.000, deci 330.000, iar pe februarie 480.000. Nu știu dacă ați fost atenți la buget. Am pus 8 miliarde. Gunoi. 8 miliarde. Asta ar însemna să faci aproape un kilometru și ceva de asfalt. 8 miliarde gunoi. Da? Dar noi nu încăsăm nici 5. Cu societăți comerciale. Trebuie să ducem la 4, 4 și ceva. Vă întreb. Diferența de unde? Dumneavoastră n-ați votat.
Nu. Când ne întreabă oamenii, ne întreabă o doamnă de pe Hădea care și zero, dacă ei tot nu-i convine. Eu repune restul. Pe restul mi-aș spuneți. Veniți cu o propunere, că eu știu că în momentul când nu votez ceva, vii cu altceva în loc. Dar, domnule, nu-i bun ceea ce gândești dumneata. Nu-i bun 70 de lei de persoană pe an, în condițiile în care la Onești e 15 lei. Cât e, doamna? 15 lei de angajat. 15 lei de angajat la Onești și persoana fizică e 90 de lei. 90 de lei în bani vechi. Pe lună. Pe lună. Dar nu este bine când îi zici persoane, se iau oamenii de noi. Dar nu se iau oamenii când dumneavoastră încasați o indemnizație de 6 milioane pe degeaba. Nu? Cam asta. Despre asta este vorba. Da? Așa. Și de unde dăm bani? De unde pun 4 miliarde? Că se iau oamenii de dumneavoastră. Dar toată lumea vrem ce? Curățenie. Toată lumea vrem curățenie. Acum, dacă mergem de la Bogata până la Dărmănești, e un spațiu frumos, verde, dar de dimineață de la 7 a trecut oamenii și au făcut curățenii. Am cumpărat un aspirator ca să aspir în centrul localității Dofteana, ce? Chiștoace de țigări, să aspir semințe. În dimineața asta am trecut la 4:30-5 pe jos, da? Era plin de semințe care au fost de-aseară acolo lăsate. În dimineața s-a trebuit luate imediat. Aspiratorul celălalt îl cumpăr cu niște bani, da? Am achiziționat, ca să nu mai facem găuri, pentru că toată lumea este comodă, un multifuncțional de ăsta care dai gauri și faci garduri și așa mai departe. Da, ăștia n-am dus eu din buget local. Dar mă refer la gunoaie, care toți le aruncă pe marginea părailor, părâi și peste totul. Iar peturi nu vă mai spun, peste totul. Nu mai vorbesc, dacă facem acțiuni toți într-o zi prin pădurii, încarc 10 garnituri de tren. De aici. Câte sunt prin pădure, peste tot. Cu toți mergeți prin pădure, prin izlazuri, prin pășuni, peste tot. Și nu dă bani. Banii mai puțin. Știm să accesăm pe rețele de socializare faptul că am majorat gunoiul și la noi este scump. Vă rog să vadă fiecare cât este gunoiul în localitățile limitrofe la 5 minute când ajunge până la ei. Să vadă cât este și cât este la noi. Da. Și la noi, în luna ianuarie, nu s-a luat odată, într-o săptămână, de a da 300 și ceva de milioane. Dar am dat mai mult următoarea lună și să vedeți acum când dau că vine Paștere. Da. Și încep să mă judece fiecare. Dar gunoiul se transportă la o groapă ecologică și unul departe din când la Onești și după aia la Bacău. Da. Stăm, ce să facem? Să stăm cu gunoaiele în localitate, să ne-i mănânce șobolanii? Nu pot. Perioada cât m-au ales oamenii, fac tot ceea ce stă în putință, să transport gunoiul și să scăpăm de 2000 de tone de gunoi din Dofteana, să-l transport. Am vorbit cu cineva în avarea granițelor țării să iau un multicar de la basculabil ca să poți să intru pe toată ulița. Chiar dacă i-am dat container, el tot peste gardă aruncă sapul la unul și la altul și să mă duc cu acel multicar cum era odată, care consumă puțin 2-3%, să mă intru pe toată ulița, să-l mulțumesc fiecare, să iau gunoi de acolo, să iau hălăciugă și tot absolut. Că nu se mai poate în felul ăsta. Da. Și mă întrebați tot dumneavoastră, dar ce face poliția locală? Vă dau din buzunarul meu dublu salariul lui și stai o lună de zile să vedem câți prindeți. Da? Să vedem. Pentru că mașina poliției este inscripționată și o vede toți de la distanță și nu o aruncă atunci, ci aruncă dimineața când pleacă la o căruță de lemne, pune și un sac de gunoi și o dăm prin ușant sau în prima grădină. Asta face. Foarte mulți. Și lucrurile astea nu le vedem niciun. Nu. Atât. Nu votăm pentru că se ia lumea de noi. Da, este adevărat. Este adevărat. Dar gunoiul 2000 de tone pe an, cine îl face? Nu există, toată lumea face cu noi. Și toți vrem să trăim în curățenie. Da, despre asta. Dar ăștia care a zis că ați găsit chestoace, semințe, nu știu ce. Carmele alea sunt de pomană, domnule? Nu sunt de pomană. Carmele alea văd orice. Bun, și atunci nu se poate lua mă. Când ne uităm la acela care a aruncat, care a aruncat, are 100 și ceva de milioane amenzi. Și nu le-au plătit. Și tot aceiași sunt. Da. Aceiași. Și mai dăm o dată amendă de 10 milioane, că așa merg să ne majorăm noi contajul, dar nu v-a spus lucrul ăsta, veniturile noastre, ați văzut cât sunt, și el nu plătește. Da. Deci nu plătește. E același. Dar nu mai e vorba de asta. Nimeni nu ia atitudine. Ce să vorbim? Să duce poliția la el, pentru că vremuri de astea am ajuns. Și îmi pare rău că sunt cei la poliție aici. Și ar trebui să audă, nu numai ei, și la alții, da, care conduc. Pentru că te duci la ei și pentru refuz de legitimare. Cine, el nu-ți dă buletinul, nu se legitimează. Da? Te lovește sau știu, te agresează. Uitați că oamenii sunt aici, știi cu ce probleme se confruntă. Da? Știi cu ce probleme se confruntă. Fiecare.
Pentru că în țara asta deci trăim, asta ne dorim, unia, nu noi, nu toți, o parte dintre ei, asta își doresc. Sunt foarte mulți locuiesc în afara granițelor țării și am să vă comunic, probabil, la următoarea ședință sau vă promit în luna mai. Am făcut acest recensământ în întreaga localitate. Ați văzut, o venit pe la poartă la fiecare. Știm la ora actuală, prin identificare, cine locuiește și ce suprafață deține, declarată sau nedeclarată. Da. Dar știți și câte persoane sunt în afara granițelor țării? Da? Și o să vă informez la momentul respectiv. Pentru că sunt destui. Avem inclusiv în China, avem inclusiv în America. Da? Și am să vă informez. Pentru că avem foarte multe întrebări puse de cei din țară care ne trimiteți scris, vă rugăm să ne trimiteți numărul de persoane. Și din aceste motive am fost nevoit să fac acest recensământ și știu câte persoane sunt până în 18 ani, care sunt minori, care sunt vârstnici, dacă au pensii gura de handicap, dacă au pensii normală, știu care sunt afara granițelor țării, știm despre fiecare aproape tot. Pentru că avem o evidență aici și trebuie să știută de către autoritatea locală. Da. Iar cei care comit fapte antisociale, din aceste motive vine și poliția aici și să știți că, domnilor de la poliție, primesc procesele verbale de contravenție, le primesc aici, eu, în calitate de primar, de primește secretara și mi le prezintă mie și eu scriu pe ele impozite și taxe. Ele sunt cu legi speciale, știți că fiecare aplica sancțiuni. Dar văd de la poliție locală, de unde, din Arad, care au găsit persoane de jurnale, care au murit în gara la Arad, de-o veni și sancțiunea, știți destul de bine, de acolo, pentru o țigară aruncată. Vreau să vă informez că îmi vine foarte multe de la Comănești, de la poliția locală, din gară. O aruncați și toace. Din parc. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că aș fac treaba, da? Despre asta este vorba. Cu părere de rău, vă spun destul de clar, poliția locală. Am luat aspiratorul și în momentul când eu nu văd că luați măsuri împotriva celor care fac așa ceva, preluați aspiratorul, vă iau și un halat și mască de protecție și mergeți și vă faceți treaba în locul lor, pentru că altceva n-am ce să fac. Pe mine m-au ales oamenii să conduc. Și eu am pretenția că conduc, așa zic. Și să fie curățenie în localitate. Nu o localitate murdară. Toți vrem, toți ne respectăm. Nu există aproape casă să nu aibă o baie. Nu există casă să nu aibă apă potabilă, să se spele. Deci ne respectăm cu toți, nu? Nu? Acum nu mai e ce era odată. Intri în graj cu haina care vine din graj, duci în casă. Nu. Te dezbraci la ușa grajului, lua halatul pe tine, te duci, ți-ai făcut treaba în graj, de bine, te-ai așezat halatul și după aceea te duci la celălalt trebuie. Nu? Toți vrem să ne respectăm și așa este. Curățenie. Și nu îmbolnăvim pe celălalt de lângă noi. Deci fac apel la toți cei care ne aud și ne ascultă la ora actuală sau poate chiar ne și văd. Și cei din afara granițelor țării de fiecare dată mă adresez să mă audă toți. Spun un cuvânt și mă critică peste totul. O parte, bineînțeles, dintre ei. Domnule, plătim salubritate și noi venim acasă decât o dată sau de două ori pe an. Da. Este un cetățean care tot mă critică de fiecare dată și stă pe uliță la Enache, mai jos pe stânga. Au venit acum de două săptămâni și au schimbat acoperișul la casă. Da? În mod special a fost verificat și să spun unde a dus mizeria. Dacă demontezi un acoperiș cu țiglă și pui cu tablă, unde a dus-o? Că noi știm mai bine unde a dus-o. Da? Bun. Alte persoane, de ce să plătesc paza sau PSI-ul cu eu stau în Franța? Da? Frunză Robert care i-a ars casa. Ce-am făcut noi? I-a ars casa. Astăzi am aprobat 50 de milioane să luăm 10 metri cub de bolțari, da? Așa? Și am cărat o săptămână, noi și alte firme din localitate am cărat la groapa de gunoi tot moluzul și tot ceea ce a provenit din demolări. Și el nu plătește. Spune, doamne, nu, pentru ce să plătesc? Paza sau PSI-ul? Uitați cum se duce paza și PSI-ul. Paza și PSI-ul se duce la ce? La paza, la camerele de luat vedere. Sistemul de supraveghere de la toate instituțiile statului, începând cu primărie, începând cu dispensar, casă de cultură, biserici, școli, grădinițe, parc de agrement și așa mai departe, acolo se duce banii pe pază. Iar banii pe PSI, asigurăm această auto specială care cei care sunteți din profesie, din experiență, știți cât este un cauciuc. Și când te-ai dus acolo la un incendiu, nu te mai uiți că e cui, nu te mai uiți că e sticlă sau ce este, te-ai dus ca să salvezi oamenii. Și vin cu cauciucul tăiat, care el costă 40 de milioane, nu? Nu? De unde iau banii ăștia? Deci banii ăștia eu din buget local care dumneavoastră l-ați aprobat astăzi. Despre asta vorbim. Sau mă informează, domnule, uitați, s-o străcat pompa de injecție, lucru care nu s-a întâmplat la noi. Din aceste motive am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință
să aduc un pichet de incendiu numit unitate militară, să-l avem și să-l construim, să reușim într-un an de zile, un an și jumătate cât mai cu proiectare și cu avizie, de așa natură să avem aici 39-40 de militari, ca ei la rândul lor să facă intervenții, iar noi să facem prevenții, să prevenim. Slavă Domnului, am prevenit că aveam 200 de incendii altă dată cu vegetații forestieră, cu incendieri de miriști și așa mai departe, case, 200 am avut într-un an și la ora actuală l-am diminuat, poate ne-am diminuat cu 80%. Deci stăm destul de bine. Dar dacă aduc acest pichet aici și reușim să-l aducem, el nu va interveni numai la incendii. Pentru situații de urgență, Doamne ferește de calamități naturale, Doamne ferește de orice. Da. Și va fi prezent aici. Da. Asta am putut să. Deci, asta este situația cu salubritatea. Vă spuneam cu anul, domnule, am 800 și ceva de persoane care nu au plătit niciodată. Luam la familie, deci 800 de familii care nu au plătit niciodată. Și un singur răspuns îmi dă. Eu nu fac bunoi niciodată. Uitați, veniți la mine, bidonul de ulei îl bat pe foc, bidonul de la bere îl bat pe foc, dar întrebarea mea este așa, toate peturile, am dat dispoziția cu două zile în urmă, să dublez peturile, să dublez containerele de colectare a peturilor, uitați când te uiți la ele, ce se află în aceste containere. Nu se află numai bidoane de ulei, un bidon de ulei și 100 de bere și restul de vin, da? Bun, iar agenții economici care vă scoate ochii doamna și vorbește așa, ce face? Agenții economici care bere? Care bere, cu mașinile, când nu-i vine mașina de bere, sună toți disperați, să-mi vie berea, că-i vară. Și peturile ajung în șanțuri, dozele ajung în șanțuri, pachetele de țigări ajung în șanțuri și vine cineva și le colectează. Și toată lumea spune, domnule, nu fac gunoi. Dar gunoiul din toate containerele, cine-l cară? Gunoiul de la peturi care rămâne, vedeți, dumneavoastră, duce folia, de unde o duce și o bagă acolo, duce banii, duce de acasă, le ia, le sparte, tot absolut, le duce acolo. Poftim. Și până la urmă, oricum, gândiți și partea altă. Îi interzicem să incendieze în grădină și el unde să ducă? Gunoiul unde îl duce? Trebuie să-l ducă undeva. Da. Motiv pentru care, repet și vă spun, am vorbit în Italia să-mi caut un multicar dintre ăsta care îi basculează și atunci o iau pe toate ulițele și am să car un an de zile până în momentul când se va diminua din gunoi, că n-ai ce să faci. Nu cred că e convin la omul ăla să spargă balea sau legianul sau sticla în fiecare zi sau săptămână. Nu, iurea că mai atent. Și am să licărăm că nu se poate. Uitați-vă pe podul la larga care l-am construit. Când te uiți la deal în Amonte, dacă nu sunt cel puțin 10 recipienți de plastic aruncați, aduși de apă. De apă. Mașină de spălat, frigider, multe, multe. Vă întreb, vine cei de la apele române, este în dreptul localității de Ofteană. Cine e? Dacă ne ducem în spatele BVR-ului la pescăria lui domnul Boroș în dreapta, în iazurile alea, acolo este urgii. Eu m-am dus, eu merg foarte mult în teren, pe jos, și văd despre ce este vorba. Uitați-vă ce-au făcut în spatele lui Boroș, pentru că avem o plantație acolo, regenerare naturală de aren negru, care el este protejat, așa și am intrat la degajare, am apucat, așa. Vedeți ce e acolo, câtă mizerie, grezi, faianță și multe altele. Vedeți ce este implantația de salcâm, care este înaltă de 7 metri și am degajat-o. S-a dus și-a făcut acolo, a adus niște proteze de mâini, de picioare și am răscolit peste totul tot sat și am găsit că era din județul Iași. Da. Multe. Din Dărmănești, din Slănic Moldova și din alte locuri. Da. Pentru că în unele locuri unde nu se achită gunoiul, gunoiul stă acolo. Oamenii nu poate să stea până la limita suportabilității să plătești gunoiul și să se ridice din fața porții sau de acasă. Nici măcar o dată pe lună. Și atunci o ia în localitățile limitrofe. Pe drumul nostru asfaltat, 6 saci, vă spunea și data trecută. După aia, 15 saci aduși de către cei de la Zlării și așa mai departe. Pe toți am sancționat cu 2525 de milioane care i-am prins. Pe toți. Pe Ștefan Vod aceeași problemă. Ne-am dus, i-am căutat în sac și știm de la cine și cum și i-am găsit. Până la urmă, i-am înlezit, le-au luat, le-au dus, le-au incendiat la groapa din noi, să ce-au făcut. Da? Și noi ce facem? Nu! Nu, dar de ce să punem taxe la gunoi? De ce când ne ia la întrebări lumea, da, dar oare nu ne ia lumea la întrebări câtă mizerie e pe stradă? Nu ne ia lumea la întrebări de asta. Dar lumea nu își pune întrebări, domn primar, să fie civilizată. O să-și pună, dar ăla civilizat nu își pune săracul întrebare, că el civilizat nu știți ce face. Până la data de 31 martie, la data 31 martie, când a fost perioada în care beneficia de bonusul cu scăderea 10% din impozit și taxe, dacă ți-a în primul trimestru sau anul, aveam zile la urmă când încasam pe zi peste 500 de milioane. Deci omul săracul conștient a venit și-o plătit, conștient, a venit și-o plătit. Celălalt, tragi de el cu ce? Îi trimesc acasă în științare de plată și cine îi trimite în științare de plată?
de plată. Acelea care îi spune că acolo la primărie se plimbă două hârtii și mă rog, Doamne, spunea doamna, aveți experți? Da, avem experți, dar bine pregătiți, care sunt pregătiți cu bani publici și își fac serviciu, da? Despre asta este vorba. Plimbă două hârtii, să-i trimăt somație de plată, să-i trimăt înștiințare de plată și în condițiile în care nu-și plătește, ce trebuie să facă, îi trimite propire pe salariu. Câte persoane trebuie ca să facă lucrurile astea la impozite și taxe, să-i îl pui la poștă, să duci o altă persoană, să-i plătești cu confirmare de primire din banii unității administrative teritoriale și la urmă suportă cheltuielile cirii. Bunul platnic. Atât. Celălalt nu-l interesează, dar vrea drepturi. Ce drepturi? Vrea așa, pe fiecare ulița satului să fie lampă, dar lampă modernă. Vine, domnule, nu puteți să puneți și mie una modernă, cum e la vecinul, că el are, că stă pe strada cealaltă. Pui una modernă, că aceea luminează și în curte, ca el să nu mai aprinde pe afară. Corect, sunt de acord. Dar când dumnealui vrea să, când trebuie să plătească, nu plătește. Banana în fața mea, dar în fața dumneavoastră nu mai vorbesc, aruncă. Doza de bere, doza de Red Bull, ne întrebăm. Nu cred că un om de 70 de ani, 60 sau 50 de ani aruncă doză și nici nu consumă Red Bull, da? Așa, le aruncă. Și noi, între Dofteana și Dărmănești, vă fac o experiență, dacă las o săptămână să-mi aduc de lunea până lunea, am piste 15 saci, numai ce să aruncă pe margine și pe celălalt. Nu vorbesc de folii, nu vorbesc de televizor, nu vorbesc de frigider, nu vorbesc de ciocani, nu vorbesc de haine, nu vorbesc de multe, multe altele. Da. Și ne judecă lumea. Dar toată lumea vrea drepturi. Apă potabilă, toată lumea vrea iluminat public, toată lumea vrea să ia gunoi. Lucrul ăsta m-am angajat și le fac. Dar trebuie să le fac cu niște costuri, nu am timp să dau bani. Da, domnule. Și mai vor ceva, mai vor cât așa mai în vârstă, câte o bancă la poartă, că s-au văzut, domnule, ci că noi suntem în vârstă, om vrea și noi. Dar înainte să facem omul la poartă. Deci facem acum, dar ați mai pus problema asta, da, nu mă sigur, da? Și s-a rezolvat. Ne-am rezolvat. Da. Auziți, dar să știți că peste totul sunt oameni, bă. Da, păi n-am specificat satul, am specificat comună. Deci ăștia mai în vârstă din posibilităților. Comună. Oamenii bătrâni trebuie să trebuie respectat, dar cei tineri n-au ce pota să trebuie bancă, pentru că ei bine ar fi stoc la muncă. Despre asta este vorba. Da. Dacă s-a făcut ceva lucru, nu este mic, dar cel care e în vârstă sărac, măcar e să vadă și el lucru. Da, ies și acolo. Dar celălalt tânăr care stă cu picioarele pe bancă, cum era așa seara aici în centru, ce pot să vă mai spun? Uitați-vă pe internet cât e o bancă dintre aia. La Dedemană e 6 milioane o bancă dintre aia. Și nu-i lungi pe banca asta. Noi o facem în regii proprii, cu puterea lui cu oamenii de aici. Și bineînțeles, când se strică, trebuie să-l ducem să o reparăm. Bineînțeles, când ducem vopseaua de bine, trebuie să o vopsim tot noi, nu? Nu? Eu am pregătit una facă, nu? Faceți, domnul deputat. Nu zic lucrul de domnul, dar ați văzut picioarele pe bancă. Am prevăzut în Bucești și construcție de bani și în legii instituții și am semnat că domnul primar, vreau să vă întreb ceva în legătură cu Rompezi. M-au sunat și pe mine și am înțeles că am mai sunat câțiva agenți economici și solicită să plătim factura de salubritate pe luna ianuarie. Corect. Deci, efectiv, noi, ei nu preda nouă la 1 februarie. Eu le-am explicat că am făcut un contract cu primăria. Și în luna, așa este. În luna lui ianuarie, în luna lui ianuarie, ei s-au apucat și au facturat, dar în schimb au luat și gunoiul. L-au luat la amestec odată cu al nostru și au venit. La toți, la toți agenții cu noi. M-au sunat toți. Eu am ajuns la o înțelegere în felul următor. Și chiar îmi permis să spun la un agent economic, am trimis bani din buzunar care are vreo 200 de angajați. Din buzunarul meu, 1 milion. Dar cei care doriți, veniți și ne refacturați și vă dăm banii. Despre asta vorbim. Vreau să nu aibă două și am zis să vorbesc. Nu, nu, dar vă întreb așa, dumneavoastră, probabil, cu societatea plătiți 73. Am facturat și eu vă dau. Nu e problemă, nu, am vrut să vă duc despre ce am zis că poate și pe noi ne-au sunat. Cei de la Rompezi, nu știu, sau nu ați... Nu. Deci ei au făcut contract de început cu 1 februarie. Da, da. Și au apucat a emite și au zis, domnule, nici nu știu ce să fac acum. O parte au luat facturile, o parte le-au refuzat. Domnule, nu le-au două facturi emise și care depășește 30 de zile, asta înseamnă că atrage după aia efecte juridice. Nu, dar vine pe luna a doua, vine și aia, vine pe luna a doua, dar nu a venit până la două să vină din urmă, dacă n-ai plătit o lună, vine pe luna aia pe ianuarie, aia pe ianuarie, aia este altceva, dar celelalte nu mai vin. Și nu s-a întâmplat numai în Dofteana, s-a întâmplat la nivel de județ. Da, așa este, deci care dorește, ne refacturează, cât a să fie, o să fie, sunt 60-50 de agenți economici, toți au predat, că eu am statistica aici, păi, au predat 0 gunoi și pentru 0 gunoi dă până într-un milion. Da. Cât ați fi? 50 ei dau bani și întâlnă. Da. Da, mi-asum responsabilitatea, am stat de acord cu ei, așa este. Corect. Da. Mai departe.
Dacă mai aveți alte probleme. Domnul Procuror, afară de bancă, mai... De bănci, nu de bancă. Să spun eu altceva. Deocamdată. Ați solicitat acolo, în perioada de Jenaro, promoție pe mandat. Da. Până în marți o să aveți și de treia și dumneavoastră, domnul Fozi, și dumneavoastră, domnul Iaponu. Vreau urgent referate. Nimeni nu... Eu l-am făcut. Da? Da, îl fac și eu. Preferate la doamna viceprimar și dumneavoastră specificați exact zona. Da, da. Stradă, da. Eu l-am făcut, da. Da. Alte probleme. Strada Armoniei. Asta înseamnă dacă nu aveți niciun fel de probleme, sunteți, ne ajungi. Sunteți mulțumiți de către buget cum a fost. Da. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru vot și Doamne ajută să fie bani. Astăzi sunt pe hârtie. Da, dacă pe hârtie înseamnă că...